Bun găsit la Breaking the News, sunt Denisa Catrinu, iată că începem o nouă emisiune. Astăzi, în prima parte, în prima oră, alături de mine se află colonelul Gheorghe Lupescu, șeful IJJ Argeș, alături de Delia Dragomirescu, purtător de cuvânt IJJ Argeș, și colega mea Luiza Dobrescu, jurnalist Absolut TV, pentru că este miercuri și noi avem așa o serie de materiale, da, frumoase. Însă, spuneam că în prima oră vorbim despre jandarmerie, despre activitățile acestora care au avut loc în aceste zile de sărbătoare și nu numai, pentru că a fost și ziua jandarmeriei și ați văzut un spectacol destul de frumos. De aceea i-am chemat alături de mine să discutăm despre acestea. Bună dimineața, bine ați revenit la Breaking the News. Sărâna, vă mulțumim pentru invitație și oricând o onorăm cu mare plăcere. Vorbim despre ziua jandarmeriei. Da, am văzut acolo desfășurarea așa de evenimente. Cum nu da, am avut, de fapt, ziua jandarmeriei s-a desfășurat mai multe zile. Am început cu Cupa Presei, care... Da. Ați participat, dumneavoastră n-ați participat, dar vă așteptăm data viitoare. Oricum, sunteți campioni, aveți campioana. Avem, da, colega noastră, de rândul dumneavoastră și am continuat luni cu acel spectacol care, eu zic că a fost în premieră, ceva deosebit pentru cadrele noastre, colegii noștri și, în general, pentru municipiul Pitești. Așa, și marți am încheiat cu ziua jandarmeriei, cu defilare, cu exercițiile pe care și dumneavoastră le-ați văzut și eu cred că a fost o zi a jandarmeriei mai altfel, mai diversificată și cu multe elemente noi. Și ați avut o săptămână plină, înțeleg, mai ales că au fost și păi da, dar premergătura, toată luna a fost plină. O să ne spuneți despre acestea, însă voiau să spun că am un material despre ziua jandarmeriei, să vedem și noi materialul și revenim să discutăm. Manifestări inedite de ziua jandarmeriei. Angajații IJJ Argeș cu veleități artistice, dar și copiii acestora au urcat pe scena centrului multifuncțional Pitești și au prezentat un program de excepție. Spectacolul a fost organizat în special pentru jandarmii argeșeni și familiile acestora, iar seara a fost arhiplină. Alături de inspectorul șef al IJJ Argeș, Gheorghe Lupescu, au participat și oficialități precum prefectul Emilian Dragnea, vicepreședintele CJ Argeș Simona Brătulescu sau Cornel Popescu, directorul Muzeului Județean Argeș. Cel mai emoționant moment a fost atunci când a urcat pe scenă Gheorghe Turda și a cântat Treceți Batalioane Române Carpații, moment în care toată sala s-a ridicat în picioare și a aplaudat la scena deschisă. Bun, am văzut și noi în imagine ce s-a întâmplat acolo. Spuneați că ați avut mai multe zile pline și iată că
au cam fost. Bine, jandarmii au mereu zile pline, nu numai cu spectacole, ca o grămadă de activități. Să fac o paranteză eu aici. Să știți că pe lângă activitățile pe care le-am avut, misiunile au mers în continuare, să știți, nu am neglijat. Pe și asta era tot o misiune, tot o misiune, dar o misiune plăcută. Asta spun, parcă e bine să vedem și altfel, nu doar știm misiuni din acelea. Că știm noi unde intervine jandarmeria. Da, ar fi interesant la un moment dat să mergi la un, la o descindere din asta așa foarte mișto și știi, nu mai știu cum se numesc chestiile alea de... Se apucă la un moment dat, știi, să cânte, știi, ies din mulțime, știi, și ies așa jandarmi, știi, unul începe să danseze, unul știi, așa și să rămână lumea șocată. Wow! Poate-i dai idee pentru la anul, da? Da, ați putea să faceți. Era la un moment dat o știre care mi-a plăcut foarte mult de 8 martie. Au avut loc niște descinderi, nu mai știu în ce localitate, și s-au dus mascații la mama unui infractor și aia nu i-a luat în serios, a crezut că i-a trimis fiso stripări. Așa și... Luisa, vreau să-i întreb pe cei doi despre acțiunile pe care aceștia le-au avut în zilele trecute, pentru că și încă a fost Paștele și cu în perioada 7-8 aprilie 2018, da? Nu? Ca să... Am avut acțiuni foarte multe, gândiți-vă și noastră că am avut 25 de locații de biserici unde au fost tot felul de manifestări, unde au fost angrenați un număr de peste 100 de jandarmi. Nu ne-a fost ușor, dar cu preponderență și cea mai a fost Curtea de Argeș, Mănăstirea Curtea de Argeș. Și da, în rest, celălalt Lăcașul de Cult, au fost și celălalt, și în Pitești, dar cei mai mulți, cu cele mai multe persoane au fost la Curtea de Argeș. Ați avut ceva incidente? Nu știu, sau totul s-a desfășurat normal? Da, desfășurat totul normal, fără incidente, nu am avut niciun fel de problemă. Om, deși vorba că jandarmii sunt cei mai duși oameni, cei mai duși la biserică dintre ei, pentru că n-au încotro să meargă la toate slujbele și din câte am înțeles și acum vineri. Înălțare, iar avem perioada izvorul Tămăduirii. Avem iar 5 locații unde vom fi prezenți. Unde anume? Și, păi avem Schitul în Trivale, avem Mănăstirea Curtea de Argeș, Mănăstirea Negru Vodă, Mănăstirea Nămăiești și Mănăstirea Cetățuia. Ați avut, nu știu, de-a lungul timpului la evenimentele de genul acesta la care ați participat, eu știu, anumite episoade, revelații mistice, să zic așa, pentru că totuși sunt niște experiențe, sau luați parte la niște experiențe la care nu mulți... Într-adevăr, așa este, cum spuneți dumneavoastră, dar ce vă pot spune, de când am venit eu la conducerea inspectoratului județean de jandarmerie, nu am avut. Băieții știu ce au de făcut, plus că avem și elemente de cercetare care, dacă observă ceva, îl luăm de-n fașă, așa, adică nu lăsăm să se întâmple problema. Ați adus multe îmbunătățiri, vorbeam și despre acea mașină, că era mai în studio când am dat în direct, da? Nu știu, hai să Centrul le mobil. Ce ați făcut de când ați venit. A trecut destul de mult timp, mă gândesc. Păi mai puțin și sigur, facem, da? Un an de când... Iată că mă atât de puțin a trecut și totuși atât de multe. A, e foarte bine. Mult, da. Păi vezi, chiar vorbeam, am auzit foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt, foarte da. Scurt, ceea ce până acum știi foarte bine. Dacă aveți păi e bine să nu spun să mă laud eu, las pe Delia să mai spun. Chiar și foștii comandanți vă laudă pentru că ați reușit să faceți ceea ce ei n-au reușit să facă. Este vorba de aparițiile noastre tot mai dese în mediul online, în ceea ce privește televiziune, dar și public, exact, deoarece odată cu venirea domnului inspector șef, relația cu mass media s-a transformat, suntem foarte deschiși cu misiunile noastre, încercăm să publicăm cât mai mult ceea ce înseamnă rezultate, ce înseamnă misiune ale jandarmeriei Argeș. Și din câte ați observat și dumneavoastră, încercăm să vă dăm în timp cât mai scurt datele pe care le avem. Adică trec câteva minute, poate și aveți o știre. Nu cum se făcea înainte, când un buletin informativ venea poate a doua zi dimineața. Nu știu, erau conferințe de presă atunci? Nu. Conferințele erau, de presă au cam început din luna iunie anul trecut să fie cam lunare. Acele... Și atunci venise deja domnul... Da, de când am venit eu prima conferință de presă, eu am făcut-o. Deci eu, prin ce am vorbit și eu cu colegii mei, nu se făceau la inspectoratul județean de jandarmerie. Era o relație cu presa așa mai deloc. Adică, nu știu ce să vă zic, dar eu știu că domnul Stoica, cel care a fost înainte, a mai organizat și în alice drept sporadice. Nu erau așa nu ca acum. Acum spun, chiar nu... sunt, au devenit o obișnuință, ca să spun, și ceea ce este un lucru foarte bun. Categoric. Și au destul, era asta spun. Și gândiți-vă și noastră, pentru că noi, ca să creștem în valoare și să ne vindem marfa, să vă spun așa, trebuie să
ieșim în evidență și prin presă, prin mass media. Dacă stau să mă ascund sau să nu vorbesc cu dumneavoastră, asta înseamnă că îmi fac rău mie ca instituție. Păi, da, dacă lumea ar ști lucrul ăsta și ar gândi lucrurile din punctul ăsta de vedere, ar sta altfel situația. Dar cei mai mulți știți foarte bine, mai ales în mediul acesta militarizat și nu numai, preferă să trimit a doua zi comunicate dacă le trimit. Adică... Știți cum e? Și cu comunicatul ăsta, că îl trimiți a doua zi, nu prea mai are efect. Știrea s-a dus deja, știrea s-a dus. Știrea trebuie să o dai atunci, caldă, dacă vrei să o faci știre. Mai sunt știri care necesită un timp, pentru că există cercetări și automat că nu ai un răspuns. Nu poți să informezi media dar niște date pe care le... Și, nu știu, știu că voi spuneți, urmează să se și vă vom da răspunsul când îl vom avea. Sau avem misiunile cu BCCO și cu azi, nu putem să gândim să luăm acordul procurorului, deci sunt unele proceduri. Dar, pe ansamblu, am încercat să ieșim în evidență, să venim să ne vindem marfa, să venim în fața dumneavoastră, să lună de lună, cu, prin acea conferință de presă, să ne... Spunem ceea ce am făcut, că e normal ca și cetățenii și dumneavoastră să știe, dom'le, ce fac jandarmii ăștia? Stau... Există sau nu? Există sau nu? Știu că existați, dar... Știu că... Mai mult decât atât, Luisa, spune-mă că te întrerup, știu că deja ați și primit solicitări, da? Nu mai sunau la poliția locală, la poliția, la IPJ, da? Sunau la dumneavoastră. Da, sunt solicitări, încerc să le rezolv pe toate, deci am cetățeni, mă sună personal... Și eu diverse, sunt unul dintre ei. Cu diverse încerc să le rezolv. Aproape pe toate le-am rezolvat, deci nu pot să spun că a fost vreo sesizare sau m-a sunat cineva și nu am dat curs solicitării. Dar pe ansamblu am tras o linie așa aproape la 9 luni de când așa, suntem foarte bine și vis-a-vis de creșterea misiuni, avem 1100 de misiuni pe lună. Deci totuși. Raportat la câți oameni? La 700 de oameni. Și faceți față? Și facem față. Băieții au înțeles, am stat de vorbă. Prezența mea în mijlocul lor permanent contează foarte mult, dacă șeful e cu noi și trebuie să facem treabă. Au înțeles mesajul pe care eu l-am transmis, că noi trebuie să fim tot timpul cei mai buni, să fim primii la orice acțiune și timpul de reacție contează. De asta m-am zbătut. Acum montăm camerele de la Mioveni cu ajutorul domnului primar, pe care vreau să-i mulțumesc că a fost cu o deschidere totală vis-a-vis de noi și deja am început procesul de să luăm camerele, să vedem Mioveni, să absolut tot. La Pitești s-a rezolvat situația? Că știu că erau... La Pitești deocamdată nu s-a rezolvat, dar cred că în timp se va rezolva, nu este o problemă. Avem Miovenii, Curtea Dargeș, Topoloveni, Costeștiu, Bascovu. Deocamdată... Deci cam acestea sunt, deocamdată, localitățile. Deocamdată am început cu Mioveni. Acum... Spuneați că și prin comune vă cereau ajutorul. Exact. Ați mers exact. Și acolo? Am mers și acolo. O să încercăm să le limităm. De exemplu, zona Topoloveni, Pribuieni, o să conectăm la Topoloveni, la grupa de jandarmi, că e cea mai aproape. Și după aceea, din... sediul grupei de jandarmi la Topoloveni, o să conectăm noi la Pitești, la dispecerat. Avem soluții, trebuie să avem disponibilitate și să putem vorbi și ca primari în general. Știu că să la un moment dat domnul primar de la Basco vă solicita ajutorul apropo și chiar era dispus să vă ofere un loc. Da. Și s-a concretizat. Nu avem nevoie de loc acolo deocamdată pentru că suntem foarte aproape. Deci asta necesita să ne dea dânsul o locație acolo, să ducem niște oameni în zonă care nu și-ar rostul așa. Având în vedere dacă conectăm acele camere, vă dați seama că noi avem patrulă Bascovu e dat nouă în responsabilitate și avem echipă permanentă acolo. Pe noi ne interesează ca timpul de reacție, să vedem dacă se întâmplă ceva, să intervenim imediat în cel mai scurt timp. Asta este... În ce stadiu vă aflați cu pregătirile pentru sediul acela de la Arpechine? Da, acum timpul nu prea ne-a ajutat, dar spre sfârșitul lunii o să începem să schimbăm geamuri și începem ușor să... Și vecinii? Păi, da. Eu cred că au înțeles, s-au obișnuit cu ideea. Da, mulți am văzut că se mută de acolo. Da. Au lăsat deci... să nu-i trimiteți la Ștefănești, vă rog mult de tot. Deci, că avem și noi mai faceți și noastră o știre, o chestie, bine. Păi nu, domnul comandant, acum înainte o să-mi deses telefoanele la Ștefănești.
Că faci linie directă și gata, ai rupt. Păi nu, că domnul comandant întotdeauna a fost foarte drăguț și foarte operativ. Chiar anul trecut, dacă nu mă înșel, nu mai știu, în iarnă, nu mai știu când v-am solicitat ajutorul. Eu, de felul meu, așa, nu sunt foarte fricoasă, adică chiar deloc nu sunt. Și mă trezesc cu un individ că se ia după mine, într-o dimineață. Era, nu știu cât era ceasul, 7:30. L-am văzut, l-am lăsat și când am văzut că tot îmi dădea rotocol, tocmai mă pregăteam să-i aplic o geantă, că eu am o geantă gen armă albă, știi, așa, dacă îi dădeam, dormea o săptămână. Și cred că a simțit ce vreau să eu, ce-i pregătesc și s-a dus. Așa, a doua zi, îl văd să luase după altă tipă, chiar în parcarea de la Consiliul Județean. Și am văzut un echipaj de jandarmi, l-am sunat repede pe domnul comandant, zic, domnul comandant, uitați așa, i-a sunat pe băieți și l-au identificat imediat, doar ce l-am descris. Și mi-a zis, apoi că ați mai găsit încă vreo 3 sau 4 sau exact, cât ca ăștia care erau în libertate pe străzi dubioșe așa. Adică noi chiar avem și se pare că, uite, e bine că putem și sunt, ne simțim așa mai, cum era, mai curat și plăcut uscați, mai protejați de domnul. Atâta timp, eu vă spun din experiență, atâta timp cât prezența jandarmeriei, echipajul de jandarme sunt în locurile astea mai puțin vizibil flamate, așa mai, și dai și siguranță cetățeanului. Pentru că vezi, și când vezi un echipaj care intervine la orice, dacă vezi pe unii care nu te bagă în seamă sau, nu știu, se bat unii și trec pe lângă, vei nici nu bagă în seamă, atunci ai o întrebare, bă nene, oamenii ăștia își fac treaba sau, atâta timp când noi suntem prezenți peste tot, în parcuri, în toate. Chiar și spațiu online. Apropo, mă scuzați că mi-am amintit acum, un prieten de-al meu din Curtea de Argeș mi-a semnalat o chestie de genul ăsta. Și unul dintre oamenii de la jandarmerie, care este ofițer, domnul Ionașcu, așa a citit și a informat, bineînțeles, și-au luat măsuri. Erau atât de uimiți, pentru că de atâția ani nimeni nu făcuse, nu văzuse. Le-a spus, domnule, eu nu am văzut echipaj de jandar în Curtea de Argeș și acum văd tot tipul. Adică, da, zice, deci e ceva ciudat. Zice, să le mulțumești, domnilor, chiar nici n-am apucat să vă mulțumesc. Da, a venit domnul Ionașcu și mi-a raportat problema, iar eu nu sunt omul de birou, la mine 9-10 termin cu mapele, iar după aia eu sunt pe teren. Eu sunt la Curtea de Argeș, la Costești, la Câmpul Lung și eu văd, dacă nu îmi place mie, atunci e o problemă. Și atât timp cât ei au înțeles ce vreau și nu cred că și își doresc... Și important să-i și verificați, că știți cum e. Știți categoric. Că fiecare da, se ocupă de o anumită zonă, da? Categoric. Ei fiecare știu ce au de făcut. Da. Problema e că eu trebuie să le văd pe toate. Iar unde sunt probleme, intervin indiferent. Și ei știu că eu trec și... știu ce vreau, iar ei trebuie să înțeleagă și au înțeles de ce să... Mai sunt acum mici chestii pe care le reglăm din mers. Nu pot să spun că acum, domnule, suntem perfecti. Că nu e nimic. Ați avut multe lucruri de pus la punct atunci când ați preluat? Vreau să fiu cinci foarte multe. Pot să spun că acum chiar, nu știu... Care a fost cea mai grea soară dintre toate? Cea mai grea? Ca să fac oamenii să înțeleagă ce vreau eu și să... fie niște oameni activi, oamenii să nu aibă temere, să nu aibă frică, să nu să înțeleagă că are o reprezentare prin noi, prin comanda inspectoratului, nu stai cu gura toată ziua să-i ceri, toată ziua că nu știu ce, trebuie să te simți aproape. Orice element de dispozitiv, indiferent că e în pază, că e în ordine, la ordine publică, că e omul ăla, dacă te simte și știi că are o reprezentare și dacă a greșit, trebuie să-i, chiar dacă sancționezi, să-i explici, să înțeleagă că a greșit, să-și asume ceea ce a făcut și trece mai departe. Eu am avut discuții și am încercat să am cu fiecare, să stau de vorbă. În post, mă duc și seara, și de Paște am fost la permanență și am trecut pe la ei și stau de vorbă cu ei și prezența noastră la comenzii în mijlocul lor contează foarte mult. Și până am înțeles fenomenul și ce vreau eu. Într-adevăr, unii au spus, domnule, nu pot să fac față. Trecem pe o zonă mai limitrofă, unde la birou, în altă parte. Asta e ritmul. Noi trebuie să fim prezenți. Noi trebuie să lucrăm. Înțeleg oamenii că până anul trecut făceau față, că de atunci n-au mai făcut față. Păi în fluxul de misiuni, dacă s-a crescut normal, au crescut. Au crescut foarte mult. Și ne poate spune, cred că, cel mai bine Delia, da? Cum a fost Delia știe cel mai bine. Delia cu ei pe teren. Da. Contează să fie aproape de voi, să vă înțeleagă, să vorbească sau... Într-adevăr, pot spune că nu tot timpul ies pe teren, însă am sprijinul colegilor care merg în fiecare misiune și au înțeles faptul că relația cu media trebuie păstrată și sunt misiuni în care reprezentanții mass media nu pot ajunge, iar ei ne oferă acele imagini prin care noi putem să le transmitem mai departe, să aveți și dumneavoastră o vizibilitate destul de bună în ceea ce privește misiunea noastră. Au
tot timpul vin în sprijinul meu. Niciodată nu s-a întâmplat să le cer un lucru și să nu poată să mi l ofere. Din contră, chiar încearcă să facă treaba cât mai bine. Uneori ne confruntăm cu lipsa de semnal, deoarece sunt zone în care lipsa este foarte, de semnal este foarte proastă, la fel cum a fost și zilele trecute, când în a doua zi de Paște a fost primit un apel 112 prin care o persoană de sex bărbătesc spunea că doi copii jucându-se lateralul unei case într-o curte au găsit un material pirotehnic neexplodat. Era proiectil este, exact. Din al doilea război mondial, colegii noștri jandarmi din zona Câmpul Lung s-au deplasat cât mai repede. Patrula cea mai aproape de zonă s-a dus acolo, a identificat zona, a îndepărtat persoanele curioase, după care colegii noștri de la ISU Argeș au preluat cazul. De asemenea, în zonă s-au deplasat și efective din cadrul IPJ Argeș pentru a evita un caz neplăcut. O situație incendiară, la propriu. Vă pot spune, dacă acel bocos exploda... Păi tocmai, nu era Nu era o situație... Ținând cont că au fost sărbătorile pascale și că Dumnezeu este mare, că putem să spunem, a fost evitată o tragedie. Și persoanele din zonă au înțeles, pentru că automat când au observat acel proiectil au și apelat Serviciul Unic de Urgență 112. Nu s-au apropiat, nu au fost foarte curioase să vadă... Dar ce era acolo? În ce zonă l-au descoperit? Bugia de Sus. Exact. Comună, Bugia de Sus, iar în localitate în centru acolo a fost. Probabil... Adică chiar în comunitate. Exact, da. Probabil... Nu știu dacă ați urmărit acele imagini postate pe grupul nostru, în care se vedea, era chiar... Acum nu vă ascund că acel obuz era pentru comercializare, pentru fier vechi, acum hai să fim... să fim real. Deci ar fi fost ultima afacere. Au conștientizat ceea ce înseamnă. Deci, să intrăm în subiect așa, dar... Nu, persoanele aflate la fața locului au conștientizat că era un pericol. Prezentau un pericol destul de ridicat și nu... Iar vis-a-vis de ce spune dumneavoastră aceste misiuni pe care noi am crescut... Da, și o trec în prima sărbătorile, le aveți pe toate. Adică, dar de ce tocmai atunci se întâmplă? Vreau să mai completez o chestie aici. Să știți că la acești oameni, ca să le ceri să execute, trebuie să le și oferi. Dacă nu le dai mașini, nu le dai... Da. Baza echipamentul respectiv, logistica. Că nu, eu asta am mers 5, 6, 7 luni de zile, am tras să le ofer, să repar mașini, normal, să le aduc la standarde. Aveau cei de la Mobil, două mașini, două Volkswagen care își doreau să, alea 7 plus 1, le-am reparat. Da. Spunea acum prim-ministrul Viorica Dăncilă că au fost alocați mai mulți bani pentru jandarmi și pentru mașină poliție, dacă nu mă înșel. Cred că avem și o știre. Păi dacă tot a adus în discuție domnul Lupescu acest subiect, aș vrea să luăm materialul ca să vedem despre ce este vorba și de asemenea revenim să discutăm. Am identificat soluții pentru a rezolva o serie de investiții necesare atât la nivelul jandarmeriei, dar și la nivelul poliției. În ședința de astăzi vom adopta o hotărâre de guvern prin care vom suplimenta bugetul Ministerului Afacerilor Interne din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului cu suma de 30 de milioane de lei pentru achiziționarea a 550 de autovehicule de către Poliția Română. Și pentru că m-am referit la Ministerul Afacerilor Interne, vreau să menționez că și pentru Jandarmeria Română, împreună cu doamna ministru, avem vești bune, și anume creșterea de 10% a salariilor pentru jandarmii din operativ, care îndeplinesc misiuni de ordine publică și care intră în vigoare de luna aceasta, finalizarea unor lucrări de siguranță pentru poligonul de tragere de la Băneasa, dar și începerea unor lucrări pentru un poligon modern, un poligon acoperit, care ar putea fi finalizat într-un termen de 2 ani și a cărui investiție este de aproximativ 8 milioane de euro. Bun, am văzut materialul, că tu vorbeați dumneavoastră de atunci când ce omului trebuie să-i și dai. Iată că veștile bune au venit, da? Da, urmează ca lunile următoare să primim și noi niște mașini. Deci suntem pe un trend bun.
în creștere. Deci nu... La nivelul inspectoratului pot să spun că stăm bine. Nu foarte bine, că na, mă, niciodată nu o să fii la cele mai înalte standarde, dar oamenii au toate condițiile pentru a-și îndeplini misiunile fără probleme. Și v-am spus, ca să pot să le cer să ajungem la performanțele astea, trebuie să le dau, să repar mașini, să aduc echipamente, să... Sunt o groază de treburi și când le-au avut pe toate astea, acum am început să le cer. Că nu mai poate să-mi spună, domnul comandant, nu mai am mașină sau nu am nu știu ce, merg cu nu știu ce. Nu, ai tot ce trebuie. Dispeceratul, l-ați văzut. Nu puteam să țin dispecerii într-o cămeruță 3x3 acolo. Nu avea. Făcut un dispecerat modern. Acum le cer, trebuie să mă informeze, să anunțe, să ei, după ce pleacă comanda în inspectoratul, ei sunt anfitrioni în inspectorat. Ei coordonează toate misiunile din județ. Iar ei trebuie să mă informeze. Mă informează Inspectoratul General al Jandarmeriei. Deci au tot timpul. Angajări mai faceți, domnul comandant? Că mă interesează, tine, poate cine știe. Momentan nu. Momentan. Că pe asemenea condiții îți mări și salariile vorbesc serios. Deci nu se mai poate, domnule, vechi. Deja mă reprofilez. Eu cred că dumneavoastră... Așa. Eu vă stimez mult, sunteți o fire mai libertină așa. Nu cred că ați împărtăși așa să stați la comandă. Aveți dreptate, domnul comandă. Din punctul meu de vedere, eu cred că meseria aceasta este cea mai bună pentru dumneavoastră. Ziceți noastră, vai, vă mulțumesc. Deci nu ai nicio șansă, dar totuși, din câte știu, sunt scoase niște posturi, da? Asta nu. Sunt... Vedeam o știre. La nivelul inspectoratului. La nivelul inspectoratului s-au scos niște posturi de specialiști, adică contabili, juriști, la nivel de țară, pentru că erau un deficit foarte, foarte mare. Dar în rest, în operativ, nu iar Argeșul nu are aceste locuri. Păi Argeșul întotdeauna are, deși spuneați că totuși sunteți cât 700, da? 700 exact. Și ați mai fi avut nevoie, mă gândesc. La 1000 și ceva de ocupă. Mai o să mai, cu ajutorul Dumnezeu, cu ce o să mai mărim organigrama. Că, da, cum o să adică se vor mulți între ei? Sau nu, o să înființăm și postul în Ușoara. Așa, să, da. Să înființăm, era... Da, mai sunt... Au transformat-o în stațiune turistică, am înțeles, da, ca da, să da, sunt foarte mulți înființa... turiști în zona acolo. Dar chiar și ar fi benefică înființarea acestui post montan la Nucșoara. Apropo, ăsta e încă unul dintre lucrurile pe care l-a reușit domnul comandant, pentru că eu, din câte știu, s-a dorit chestia asta de mulți ani și nu s-a reușit. I s-a trimis înapoi primarului sau nu mai știu cine a făcut chestia asta, adică fără nicio explicație. Iar domnul comandant chiar a reușit să transforme zona într-una turistică și să înființeze acolo un post montan, ceea ce este... Chiar da. Cu... Asta ce ar însemna? Cam câți ani? O să fie un post montan format de nouă indicatori. Vedem că, v-am spus, contează până ne vin documentele. Sunt la minister. Ce știu că am avut și sprijinul domnului prefect, care vreau să-i mulțumesc. Deci s-a făcut adrese domnul primar de la Nușoara. Deci am demarat. Am fost și eu personal de vreo două ori. Na, sunt și ușor, ușor. Eu cred că Inspectoratul Județean de Jandarmerie și a ajuns la un nivel foarte bun. Da, mă rog, așa trebuia să fie de mult, dar bine. Da, aici, dar ce dificultăți apăreau de nu reușea să se facă, cum spunea Luiza, că au mai fost făcute adrezii? Nu exista dorința, în primul rând. Mergeau cu frâna de mână trasă, eu v-am mai spus și eu că am venit. Făceau drifturi. Mergeau mai din inerție așa. Trebuie să vii, să le dai imboldul ăla la oameni, să le cumva motivarea. Adică, nu știu, rămâsese cumva acolo și asta, din inerție. Rând. Mai trece și ziua de azi, mai trece și ziua da, de azi. Da, da. Poți să tratezi, că și noi asta că veniți ce am o emisiune de o oră, mă plec, nu mă interesează. Adică, dacă tratezi lucrurile așa, nu să ai performanță niciodată. O să fii undeva acolo și... De două, vă rog. Mm. Nu mai din ele. Păi nu e vorba aia, cine nu muncește, nu creșește. Așa mai bine nu mai faci nimic, da, ca să nu greșești. Ca să nu greșești. Asta e, greșeala e omenească, ți-o asumi, mergi mai departe, nu e nicio problemă, dar greșești cu un scop bun pentru societate și nu cred că e o tragedie. Iar eu asta l-am explicat la colegii mei și la domnule, trebuie să facem treabă, să ieșim în evidență, să muncim, să tragem de noi, pentru că ăsta e rolul și tot timpul mi-a plăcut să fiu cel mai bun. Nu pot să fiu, să stau la ședințe, când merg eu, nu pot să stau pe ultima bancă, să nu aule, stai să treacă de arge, să nu mă ia șefii mei, să nu mă întrebe ceva. Eu tu stau în prima bancă, stau ca să pot să cer.
vreau și aia, vreau și aia, eu trebuie să am rezultate. Păi că dacă... vă întrebam eu în emisiunea trecută, da, când mergeți pe la București, exact, important e să poți să deschizi și ușa, păi, că degeaba ai ajuns în fața eu ușii. Deschid ușa, că deschide, eu sunt genul, după 24 de ani la București, cred că pot să deschid. Dumneavoastră oricum aveți tot ce vă trebuie. Am tot ce îmi trebuie, am, da, și bulbarul, am și... Da, exact. Dar problema am e când, când deschizi ușa, poate să zică omul, mă, dar ce ați făcut voi la Argeș, când n-am auzit de voi. Exact. Și dacă vin și spun, citește, domnule, presa, vezi, uite, aia, aia, am avut peste 1000 de misiuni, am avut aia, aia, s-a întâmplat atâta. Atunci nu mai tași din gură și, bă, trebuie să-i dau, trebuie să rezolvăm că merge bine. Deci... cum să vă spun? Deci e important să-mi deschide ușa cu forța. Păi, de data asta. Dar nu contează cum o deschide, contează să ia ce trebuie. Contează să pleci, știți, da, să pleci cu ce trebuie. Ce v-am mai propus anul acesta? Pentru că vedeam că anul trecut a fost plin, dar ce v-ați propus? Cam aia s-a întâmplat. Deci cam, nu vreau să, și nu vreau să mă laud. Cam ce mi-am propus? Bai, noi vrem, lăudați-vă, vă rog, că de-aia v-am chemat. Eu mai bine lasă-mă laud de altcineva dacă... Nu, că pe Delia vreau să întreb altceva. Delia a fost una dintre fetele rele și acum este așa, face comunicate de presă, cum s-a adaptat ea de la munca de teren cu băieții răi la galeria așa, și acum a devenit așa un șoricel de birou. Păi să ne mulțumesc pentru asociație. Și apoi Delia. Ce mi-am propus? Eu mi-am propus multe. Nu pot să vi le dezvălui, că asta e, n-ar mai fi, n-ar mai fi o surpriză. Trebuie să le faceți, trebuie asta să e le important. Fac, trebuie să cresc în misiuni. Trebuie să fim peste tot, să diminuăm cât pot cu tăiatul de masă lemnoasă. Asta vreau să mă întreb, ce deci, mai e bă, pot spune că de luni intrăm masiv pe fenomenul ăsta. Să veni și la Ștefănești. Vă rog eu frumos, de simt nevoia să mă întâlnesc cu jandarmii Ștefănești. Da, am fost la Ștefănești tot timpul. Na, ați avut și meeting-uri. Și... știu că am avut am și meeting-uri. M-au fost și reclamați. Da, da, am fost. Că de ce am făcut meeting-uri? Da, adică... am avut și reclamații. Am avut chiar o petiție. Am dat curs acum, am răspuns la petiția respectivă. Eu și sunt... materialul nostru, totuși, ați mai reușit să diminuați? Mă rog, că nu se poate de tot. Eu nu se poate de tot, dar vreau să repet, am mai spus și în alte emisiuni, să știți că furtul de materiale nu se fac cu utilaje mici, cu căruțele, cu... nu o să vedeți mașini mari, camioane în pădure, la furat. Nu, acele căruțe cu 2 metri cubi, ori 10 căruțe dacă le puneți așa într-o săptămână, sunt 20 de metri. S-a făcut mașina aia mare, de, apare pe drum, de, da, o filmați dumneavoastră, dar aia când a ieșit pe drum, pleacă cu forme. Niciodată, fac cu noastră o acțiune când vreți, pe Transfăgărășean, când vreți noastră, oricând, la Cuța Dadriș. Erau niște aplicații, încă mai funcționează? Da. Nu știu, putem să scutul pădurii, fără probleme, numărul mașinii, ba. Dar să știți că la un moment dat, apropo că vă contrazic cu chestia asta cu căruțe și așa, eu, spre exemplu, dețin niște informații și le dețin așa. Spuneți-le și nouă. De camioane care, să zicem, în mod normal, ele nu transportă lemn sau așa, ele transportă băuturi, de-astea, sucuri, așa, chiar spunea la un moment dat cineva că a găsit un tir, era pe undeva, nu știu, tot într-o zonă din asta de munte, zice, mă, ce caută nebunul ăsta? E, zice, cu tirul de suc sau de apă minerală. Și de fapt lemne. Ei, da, încărcau lemne cu tirul respectiv ca să nu se vadă. Că dacă vezi, dacă vezi suc, așa, mașina respectivă, zice, a, și ăsta e cu suc, e, ce, nu stui cer informa. Aveți perfectă dreptate și sunt de acord cu dumneavoastră. Acel tir a ajuns undeva într-o rampă unde încărca probabil. Deci lemnele alea, ca să ajungă în rampa respectivă să încarce acel tir, sunt aduse cu acele utilaje, cu căruțele care... Păi, probabil, dar, dar în momentul când pleacă de acolo tirul ăla, vă spun că el are forme. Da, sunt convinsă și pe formele alea merg formele de două sau de trei două, ori. Depinde când e. Problema e ce vreau eu. Noi trebuie să-i prindem în pădure, la când taie și când încară pe drum forestier, pentru că eu nu mai am dreptul în atribuții, nu pot să-i opresc, decât trebuie să fac un patrulă mixtă cu poliția, să poți să opresc pe drumurile publice. Pe asta vreau să mă întreb cum reușiți dumneavoastră să faceți asta pe drum. Problema e, când vreau să fac o acțiune pe drumurile publice, vorbesc cu domnul inspector șef de la poliție, fac o patrulă mixtă, adică fac o acțiune în comun,
Și atunci, dar pe drumurile publice niciodată nu o să prindem un camion fără forme. Niciodată. Normal. Nu, și aici mai este un alt aspect. Adică degeaba îi prind jandarmii cu poliția și așa, pentru că judecătorii eliberează. Și nu este, e veche chestia asta de, din totdeauna. Păi, eu, spre exemplu... Dumneavoastră ați zis că vă iau vorba. Cazul de la Păulească. Eu n-ați mai auzit ceva. Eu... Exact. Nu, dar a fost la un moment dat, chiar eu am scris de el în urmă cu ani, un pădurar, tot așa spunea, se ducea la șefii lui, domnule, uite, ăștia fură pădurea, taie, nu știu ce. Bă, zicea, du-ne probe. Ok, s-a dus omul și a cumpărat aparat foto și le-a făcut poze. Ăstora făcuse un album foto cu vreo 300 și ceva de fotografii, până când săracul a avut ghinion într-o zi și când ia într-un fi să le facă poze, a căzut așa și l-au văzut ăia, s-a deconspirat așa, l-au bătut, de l-au băgat în spital, i-au rupt mâini, picioare, la la. După ce s-a făcut bine, l-au trimis tot pe el acolo ăștia de la direcția civică, zic că măcar tu îi cunoști. Da. Adică efectiv, ei așa au rezolvat, plus că ăia sunt în libertate, normal. Adică atâta vreme tu ce faci? Disloci o grămadă de efective, cheltuiești niște bani ca să ce? Că până la urmă, tu oricum nu-ți recuperezi prejudiciul respectiv, deci pădurea rămâne tăiată, lemnul oricum nu este valorificat în niciun fel, pe oamenii ăștia ai mai și dus pe drumuri, l-ai pus așa să mai bat și cu aia, cine știe ce să mai soldează cu așa. Și până la urmă, de ce ai făcut lucrurile astea? Exact ca și cu chestia asta, când vă pun să dați amenzi prostituatelor, îi încarcă păștia de la primării cu amenziile respective, le pun să-și facă de acolo bugetul și așa, iar alea oricum e clar că nu le vor plăti niciodată. Ca să ce? Ca să plece oamenii ăștia pe drum să zică că au de unde să întoarcă. O chestie de genul ăsta, de ce efectiv? Acum nici mie nu-mi convine să disloc oameni, nu știu, la nu știu unde, să doar să mă plimb până acolo. Păi, ce, să știți că avem și nu, avem și pădurari serioși care am făcut acțiuni foarte, inclusiv ieri am avut una aseară la Câmpul Lung. Dar care sunt zonele așa mai afectate? Mai afectate de... Da. Păi s-a liniștit, a fost Păulească, da. Zona aia cu alor acolo. Am avut Câmpul Lung în Nămăiești, zona aia tot așa vreodată, la Berevoiești, cam aici și Valea Vulsanului. Astea sunt zonele, mă refer, mai... Așa peste tot. Asta, da. Așa și pe la Topoloveni-Dobrești, în zona... Da. Să veni și la Dobrești, dacă tot am avut. Nu, am avut acțiuni. Avem și pădurari... Avem acolo de toate. Da, aveți ce face. Avem pădurari care sunt oameni serioși, discuții, te duci, acțiuni punctuale, n-ai... Dar sunt și pădurari care... Da. Sunt partener cu... Dar chiar cunosc un caz cu tot așa, un preot a vrut să-și ia fonduri europene din zona asta, Topoloveni, Priboiene, așa, a vrut să-și ia fonduri europene pentru o pădure. Și în timp ce el aștepta să-și facă, își făcuse contractul pentru pază și aștepta să-i se dea, să-i se facă contractul să se semneze, la un moment dat cum stătea el așa, își vede pădurea trecând în niște căruțe păzite de pădurar. Și s-a rămas șocat că ăla urma să-i păzească lui pădurea. Zice, ce faci, bre? Tocmai dumneata, ce să fac, mă, tai, că mi-e mai ușor după aia. De ce, vechi, eu la ideea să le rog pe Delia să ne răspundă, pentru că ea a lăsat o întrebare și apoi trece timpul și nu mai răspunde. Cum a fost, Delia, trecerea asta pentru tine? Într-adevăr, poate că Luiza zicea că eram mai rea. Nu, să trebuie să... Erai mai rea, erai mai... Da, băiețoasă. Trebuie să știm ce implică relațiile publice și ceea ce implică ordinea publică. Într-adevăr, în stradă trebuie să fii puțin mai curajos, pentru că pentru o fată nu este la fel de ușor ca și bărbații. Exact. Dar atâta timp cât poate dintr-un echipaj face parte o singură fată și 7-8 bărbați, automat că și tu, dacă pot să spun cu ghilimele de rigoare, prinzi curaj, pentru că știi că ești protejată într-un fel sau altul. Într-adevăr, când făceam parte din ceea ce înseamnă ordine publică, eram mai curajoasă, eram altfel. Acum, ținând cont că eu păstrez legătura dintre Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș și ceea ce înseamnă mass media. Eu trebuie să pun în cântar ceea ce înseamnă misiunile noastre, ceea ce dau către mass media, în așa fel încât totul să fie, dacă pot să spun, cât de cât bine pentru ambele părți, deoarece interesul nostru este să ieșim în față cu ceea ce noi facem și să fie realitate și interesul dumneavoastră să aveți acele informații cât mai repede. Eu trebuie să pun
balanță ceea ce înseamnă jandarmi. Dar îți place jandarmi? Mai mult ce faci acum decât ce făceai înainte? Sau cum? Nu, asta era că îmi plăcea și ce făceam înainte și mi-ar plăcea din tot sufletul să mă întorc la ceea ce făceam înainte. Ați auzit, da. Nu, dar tu ești și practicantă de sport de contact, dacă nu mă înșel. Deci poți să te aperi singură, așa că nu vei nimic. Nu neapărat, dar în școala militară, 2 ani de zile, am practicat acele sporturi de care ziceam și înainte, judo, MMA, pentru că fac parte din pregătirea noastră formală. Orice elev al școlii militare fac. Am văzut-o cum fac acolo, de ce senzațională, mi-a plăcut foarte mult. Aici vreau să mai completez eu, nu că este un câștig pentru inspectorat de la... Chiar este, să știți. LPP, iar eu sunt o persoană dificilă. I-am înțeles, știe, eu să lucrez cu mine, să mai supără, mai trece. Și de ziua jandarmeriei au trecut foarte multe, deci a avut cele mai multe responsabilități. Iar e o fată care a plecat, a venit de la misiuni, a venit ca purtător de cuvânt, și cunoaște, s-a adaptat de și o face foarte bine. Exact, așa cum serie, deci, și este și foarte frumoasă, apropo. Da, asta și este. E imaginea inspectorului. Păi tocmai asta e ideea. Normal. Pot spune că nu a fost foarte ușor, deoarece experiența mea dinainte nu a fost foarte mare și atâta timp cât necesită și experiență, indiferent că ești în stradă sau că ești la un birou, trebuie să ai mult mai multe noțiuni. Eu, practic, eram după un an de zile, pentru că 2 ani de zile am fost în concediu creștere copil. Și apoi domnul inspector șef m-a văzut la un detașament și am ajuns la relații publice. Cum am reperat-o? Dar nu putem să dăm totul. Un zoom în mulțime. No. Da. Să sintetizez, eu vă spun, mi-a plăcut tupeu atitudinea. Am văzut de cum... Eu m-am dus, aveam și eu, venise la început. Cătălina, avusesem o discuție și nu... Mi-a spus că nu-i place, nu e de aia, vrea să ducă la birou, la ordine publică. Și vă zic, eu aici trebuie să am un om de greutate și un om care știe ce vreau eu să... Și care să mă suporte fără dispărut calmă. Fără, da. E greu să... Da, și am luat-o așa și am intrat la detașament unde era și am văzut ce faci, activități, confort, fișe, postul, am văzut cum am tratat ce studii are. Mi-am dat imediat seama că e un produs de în câteva vorbe și am să vină dimineață, ar vrea să vină la inspectorat. Bună, mi-a dus și acum, mă întreagă, am făcut ceva, nu știu cum. Am făcut ceva rău. Nu, și am avut o discuție cu Delia și am trecut la treaba. A doua zi aveam funcție la inspectorat și am trecut la treaba. După aceea Cătălina l-a eliberat, s-a mutat și a prins foarte repede. N-a avut, cum să vă spun, trebuie să stai să înveți, să stai pe lângă cineva, să te explice. Da, da, da. Mi-am luat-o din prima, a doua zi n-a fost cazul. Și de cuvânt trebuie să știi să porți discuții. Da? Să porți discuții, trebuie să vorbești. Iar ea trebuie să știe exact ce știu tot. Exact. Poate eu nu pot, cazul de multe ori vorbiți, de cele mai multe ori vorbiți cu Delia, nu cu mine. Ea trebuie să fie și să fie și noaptea și ziua și na. Și eu îi mulțumesc pe această cale că... Nu e greu, are și familia, și copil Delia. Trebuie să le... Îmi vină mutilul cu plăcutul. Și în același timp îi mulțumesc Cătălinei că și ea a avut o relație destul de bună cu mass media și totul s-a transmis mie. Mi-a fost foarte ușor, deoarece și ea se înțelegea destul de bine cu reprezentanții și mi-a explicat ceea ce trebuie să fac. Da, a preluat în mers. Da, 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 da. Treaba. Câte fete aveți la mobil, domnul comandant? Mai sunt fete? Că eu nu am mai văzut. Da, avem 3. Aveți? 3 fete și mai trebuie să vină una acum. O fată de la Brașov. 4. Avem fete, avem fete frumoase la mobil, luptătoare. E bine, Luiza, poate... mai avem un material, nu aș vrea să-l lăsăm deoparte. Vorbeam despre tehnica jandarmerie ceva mai devreme și tot de la acele zile pline. Avem un material despre faptul că tinerii sunt interesați de tehnica jandarmeriei. Aș vrea să vedem materialul și apoi revenim pentru concluzii. Da. Pe 3 aprilie sărbătorim Ziua Jandarmeriei Române, atunci când se vor împlini 167 de ani de la semnarea actului prin care domnitorul Grigore Alexandru Ghica a promulgat legiuirea pentru reformarea corpului slujitorilor în jandarmi, care marchează întemeierea Jandarmeriei Române. Pentru a marca așa cum se cuvine evenimentul, Jandarmeria Argeș va organiza o serie de activități. Astfel, între 27 martie și 3 aprilie se vor desfășura zilele porților
deschise, prilej cu care unitatea va fi vizitată de elevi de la școli și licee din Argeș, precum și de la universități. Joi, jandarmii argeșeni și-au prezentat oferta educațională a Jandarmeriei Române pe 2017 la Târgul Universităților. Tinerii s-au arătat extrem de interesați de tehnică și au pus nenumărate întrebări celor prezenți la stand. De asemenea, vineri, de la ora 10:30, în poligonul Lăbușești, va avea loc Cupa Presei la tir, iar evenimentul se va încheia cu o defilare de la Cercul Militar spre Piața Vasile Milea, luni 3 aprilie. Suntem aici să oferim tinerilor, în special că e un târg adresat tinerilor, misiunile, în primul rând, ale Jandarmeriei Române și după aceea oferta educațională. După cum ați văzut la standurile noastre, au fost mulți tineri care au fost interesați de, în primul rând, de tehnica noastră pe care o folosim în misiunile de zi cu zi, să zic așa. Și avem și o ofertă educațională prin instituțiile de învățământ, Academia de Poliție, Facultatea de Jandarmi și Școala Militară de Sculpțări Drăgășani și mai avem o Școală Militară de Sculpțări de la Fălticeni, care pregătesc viitorii tineri în Jandarmeria Română. Eu chiar asta vreau să vă întreb ceva mai devreme. Am văzut că sunt foarte mulți tineri curioși de ce aveți dumneavoastră la stand. Adică a fost printre standurile atrăgătoare, dacă pot spune așa, și cu impact asupra tinerilor. Da, deoarece noi, în primul rând, și prin ținuta noastră ca jandarmilor, oferim o siguranță cetățenilor și tinerilor, inclusiv, cum v-am spus mai devreme, atrag materialele cu care executăm misiunile de zi cu zi. Noi încercăm să le spunem, să le explicăm ce înseamnă Jandarmeria Română, ce misiune executăm și să vină la noi pentru a-i fi colegi cu noi, în primul rând. Ce am observat că fost și foarte multe fete interesate. Este o meserie pentru femei? Am văzut că aveți multe colege foarte frumoase, dar vă întreb așa, este una dintre acele meserii în care își bagă nasul cumva și femeile? Da, este o meserie care nu numai adresată bărbaților, este și femeilor. După cum ați văzut, avem și fete frumoase, trebuie să ne mândrim. Și eu cred că ne adresăm și doamnelor și domnișoarelor această meserie a jandarmilor. Bun, am văzut și noi materialul, spunea că mai avem timp doar pentru concluzii, însă o rog pe Delia câteva vorbe despre ce am văzut. Într-adevăr, ceea ce ați văzut au fost imagini puțin mai vechi, dar da. În acest an am desfășurat activități în anumite centre comerciale, am avut ziua porților deschise, unde am luat contact cu ceea ce înseamnă cu elevii de pe raza județului Argeș, deoarece nu am avut doar din municipiul Pitești. Am avut ziua de porților deschise pe data de 27 martie, unde au venit aproximativ 150 de elevi cu diferite cadre didactice. Au fost prezentate exerciții demonstrative de autoapărare de către colegii din cadrul detașamentului mobil, dar și exerciții cu câinii de serviciu. Apoi a fost prezentată sala tradițiilor, ceea ce înseamnă sala de forță la Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș și vizionarea anumitor... Ce înseamnă sala tradițiilor? Este o sală în incinta inspectoratului unde sunt expuse mai multe materiale cu o vechime și o importanță pentru inspectorat. Un fel de muzeu, într-adevăr. Da, muzeu. Da. Am înțeles, un fel de... De asemenea, au fost prezentate materiale despre ceea ce înseamnă prevenire și combaterea faptelor antisociale de către colegii din cadrul compartimentului prevenire și combaterea a faptelor antisociale. Am avut activități, cum spunea și domnul inspector șef, cu dumneavoastră, reprezentanții mass media în poligon, unde s-a dovedit colega dumneavoastră, Gabriela, da, a fi... surdă două zile. După... Dar... Trebuie să luăm pauză, da? Nu mai putem. Dar repede, repejor, o mică concluzie. Ce vă pot spune? Cât de repede. Să aveți încredere în jandarmeria argeșeană și vom fi alături de dumneavoastră oricând și peste tot. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi la Breaking the News. Rămân alături de Luiza, pentru că, așa cum bine știți, este miercuri. Avem o serie de materiale frumoase și ar fi păcat să le ratați. Publicitate și revenim.
spuneam, în această oră sunt alături de Luiza, colega mea, pentru că avem destule materiale, iată, strânse deja într-o săptămână, da, Luiza? Da. Avem de unde? Bine, într-o săptămână, două zile, de fapt, cât așa, de luni, marți, că noi, nu, de fapt, de marți chiar, că noi n-am lucrat luni, dar știrile, în general, evenimentele se petrec așa, cu o repeziciune uluitoare la noi, ca de fiecare dată, și chiar dacă nu s-au petrecut acum, s-au petrecut înainte de sărbători, iar, dar știrile rămân. Dacă să nu mai ales că avem și video. Sărbătorile trec, știrile rămân. Și mai din păcate că de mult sunt prea bucuroși când află că mai avem câte o știre cu... Mă, să știi că mulți dintre ei ar trebui să se bucure, pentru că fără să vrea, sau și fără să vreau în același timp, eu chiar le fac o favoare, având în vedere că, în mod normal, nu s-ar putea vorbi de ei, sau, pentru că n-ar avea cu ce să iasă în față, în loc că mai fac câte o tâmpenie și măcar cu tâmpenii să iasă, știi, dacă măcar cu vreun lucru bun. Uite, spre exemplu, cum este domnul Ludovic Orban, Ludovic, președintele PNL, care, pe lângă faptul că dumnealui este un tip lipsit total de carismă, adică omul acesta, cum să spune, este așa de vesel ca un cioclu la mormântare, este, cred că a și moștenit consilierul doamnei Gorghiu, care a reușit să o pună pe ea în niște situații penibile și acum continuă să-l pună și pe domnul Orban în niște situații la fel de penibile, dacă nu chiar mai penibile, pentru că după ce că l-a urcat în niște lanțuri la nu știu ce de-asta, serbare câmpenească așa, acum mai nou s-au gândit, dar chiar n-am înțeles care a fost treaba, probabil a avut legătură cu faptul că oamenii s-au îngrășat în timpul sărbătorilor și ar fi bine să promoveze sportul după, să dea jos. Acum îl avem pe celălalt, că tot vorbești de Ludovic Orban, avem care a fost la Pitești, care e vreun Orban întreg, adică, da? Da. Vreau să vedem la ce face referire, aș vrea să luăm materialul și apoi revenim alături de tine să discutăm. Liberalii argeșeni și-au ales de curând președinta care să conducă organizația de femei. Președintele partidului la nivel național, Ludovic Orban, a fost prezent la eveniment. A fost prezent mai mult fizic, că mintea e posibil să fi fost în altă parte. Chiar și la cafeaua de după, la o mică baie de mulțime la o terasă din centrul orașului, Orban i-a tratat tot cu indiferență. Însă nici cu purtătorul de cuvânt al partidului, Gelu Tofan, nu ne este rușine. Liberalii bătrâni și cu experiență l-au trimis la joacă pe Gelu Tofan, nu înainte de a-i da un selfie stick în mână. Omul și-a luat responsabilitatea în serios și jucăria și-a fugit în fruntea grupului ca să prindă o poză cu șeful cel mare de partid. Nu s-a despărțit de bățul cu pricina, nici măcar la ședință pe care a transmis-o live. Bun, am văzut materialul, am văzut despre ce este vorba, așadar, vizită în Argeș, dar de fapt... Nu prea era domnul Orban. Pe jumătate, a venit, dar nu a venit tot. Cred că urma să fie livrată cealaltă parte, nu știu, peste sărbători, după sărbători, n-am înțeles care a fost treaba. Oricum, mie mi se pare destul de jenant ca un om... vechi în politică, cum este domnul Orban, să nu reușească să lase nici măcar o amintire notabilă, în afară de faptul că i-a ignorat chiar și pe colegii săi de partid. Adică eu înțeleg că sunt foarte rari oamenii care reușesc să se facă, să rămână în memoria colectivă prin ceva ce spun sau prin ceea ce fac. Dar totuși, să vii în Argeș și la o de asta, la o conferință de alegeri, cum a fost când dumnealui a venit totuși să aleagă președinta femeilor. Mie mi se pare iar altă tâmpenie asta în partide. Pentru că mie mi se pare o discriminare și în același timp e o chestie care nu are nicio legătură. Dom'le, din moment ce există egalitate, adică trăim în 2018, unde toată lumea zice că femeile sunt egale sau ar trebui să fie egale cu bărbații, cel puțin în lumea asta a politicului, da? Aia, dar știu că de la zice până la face... Exact. Iar nu înțeleg de ce există organizații de femei în partide și organizații de bărbați. Adică, bă, dar ce aveți? De ce nu stați la un loc? Vă bateți între voi? Adică trebuie să se țină unul la voi cu bățul? Vă mușcați? Nu știu ce se întâmplă. De organizația de femei? Adică, eu înțeleg că voi... Sunt și cei cu tineretul, da? Da, și mai sunt și aia cu... Și pensionarii, stai așa că... Da, adică, efectiv, i-a luat pe căpărăria așa fiecare. Eu înțeleg că voi aveți funcții pe care vreți să le dați
mai multora din partid în funcție de, eu știu, cât de bine vă slujesc sau eu mai știu ce vă fac acolo. Dă-mi, cel puțin la liberali, cel puțin la liberali mi se pare așa o chestie din asta, să faci organizație de femei și organizație de bărbați de separat. Pur și simplu Partidul Liberal, care e compus din femei, bărbați... Păi, într-atâtea organizații pe lângă, tot cea PNL, sau mă rog, oarecare, tot aia de centru e importantă. Da, dar nu, n-am înțeles, bine că nu numai la ei este situația asta, este la toate partidele. De asta spun eu, n-am înțeles, voi vreți să ajungeți în 2018 toți? Sau ajungem așa unii dintre noi cu toate cu concepțiile astea, știi, avangardiste, că până la urmă chestia asta e deja utopică la român, să spui că, vai de mine, cum adică să tratăm femeile egal cu bărbatul. Și altă chestie care pe mine mă mai deranjează la noi este chiar și, uite, în, că tot vorbeam mai devreme cu serviciile astea militarizate și așa. Dom'le, în momentul în care tu faci o admitere într-un sistem, cum este poliția, cum este armata, cum e jandarmeria și așa, mie nu mi se pare normal ca femeile să aibă bareme separate sau diferite de bărbați, pentru că ei până la urmă desfășoară același tip de misiune, nu? Ăla când vine să-ți dea în cap cu piatra sau să-ți bage cuțitul în tine sau să te împuște, te împușcă indiferent că ești bărbat sau femeie, nu? Și așa ar fi normal, ca toți să fie și să primească același salariu și să aibă aceleași atribuții, atât la admitere cât și în fișa postului. Așa e și cu partidele astea politice, că de aici, până la urmă, știi cum e, peștele de la cap se deteriorează. Adică tu îmi pui, știi, ritmul. Păi dacă tu îmi vii mie cu partidă femei, cu partidă bărbați, cu partidă, nu știu, mâine, poi mâine, găsim aripa PNL la căței sau aripa PNL la găinile de curte. Deci, ce rost are? Nu înțeleg. Ori suntem PNL, ori nu mai suntem. Că până la urmă un partid politic are, era normal să aibă și femei, și bărbați, și copii, și bătrâni. Așa, până la urmă, ci că Partidul Pensionarilor. Ok, pe pensionari sunt numai bărbați, că sunt și femei. Acolo de ce nu faci pensionari femei, pensionari bărbați? Tu să-ți seama ce-am însemnat, că te-am exact. Avea, am încurcaniele. Păi asta spun. Oricum sunt deja prea... Păi asta spun, știi, adică n-am înțeles niciodată. Și tot că... important, cum spuneam. Și oricum la liberalii, la ei bărbații se numesc femei, că doar femeile sunt, în rest bărbații sunt așa, un fel de căței din aia așa de curte. Știi, da, asta, adică tot femeile sunt cele care au personalitate, iar cele care au prea multă personalitate, de regulă sunt cam... excluse. Da, scoase așa, pentru că, domne, ce faci, mă sfidezi? Adică îmi faci umbră la personalitate, cumva, să nu mă văd, să nu se vadă cât sunt de minunat și de mirific în ochii electoratului, care electoratul a început să scadă simțitor. Că dacă domnul Orban vine la Pitești și în loc să se ducă în curtea aia, nu mai știu la ce terasă era, și în loc să se ducă să salute oamenii de acolo, să dea mâna cu ei, măcar așa, domnule, uite că am venit în Pitești, hai să vă salut, și tu stai picior peste picior cu spatele la ei și vorbești la un telefon, Dumnezeu știe cu cine, așa. Îți dai seama că, până la urmă, vizita este ratată. Ai făcut-o ca să ce? Că vorba aia, vii să ne vorbești nouă de la liberal despre tine și ce planuri ai? Păi noi te cunoaștem, știi ce planuri ai, că de regulă de la centru este trasată linia, știi? Deci nu trebuie să ne spui nouă. Spune-le ăstora care nu mai sunt cu tine. Cam asta păi este. Și ăstora care nu mai sunt cu ei, ce să le mai spună? Că ai văzut, da, când au acțiunii, păi, de regulă știi cum e. A fost frig afară, când am făcut nu știu ce nu s-a mai întâmplat. În fine. Da, niște de-astea. Oricum, domnul Orban este celebru pentru... eu ți-am spus, eu cred că are o echipă de consilieri care sunt moșteniți de la doamna Gorghiu, pentru că este... Auzi, și acum aș întreba eu, are echipă de consilieri? Păi nu știu. Niște oameni care iau bani pentru chestia asta? Adică, vorbesc serios, fără să promovez, eu știu, violența de orice natură, de sincer, ori l-aș otrăvi în somn pe consilierul ăla, l-aș împurca din greșeală, pentru că îl pune efectiv în cele mai penibile situații. Deci după ce l-a urcat în niște lanțuri, unde arăta exact ca ăla Mr. Bean, așa, în roata aia, după care l-a pus, acum, să promoveze sportul. Avem și știre cu treaba asta. Da. Unde toată lumea știe, sau cel puțin na, cei care lucrează în domeniul presei și nu numai, știu că domnul Orban e un fumător înrăit. Și orice om care face sport sau unul care a fumat, știe că sportul nu prea merge cu fumatul.
Și se și vede de altfel pe film că este și tăiat, adică nici măcar nu este făcut de un profesionist să zici, băi, să ai grijă să nu se vadă. Deci domnul Orban aleargă 10 metri pentru clipul ăla de promovare pe care îl face și abia reușește să-și regleze respirația, să uită în altă direcție. Îți dai seama că era și clopoței, clink, clink, că până normal, dacă alergi și ești și fumător, îți dai seama că cutia toracică a unui fumător necesită o cantitate dublă de aer și se și vedea foarte clar. Și tu vii să promovezi sportul. Deci care sport, domnul Orban? Că Mensana, și vine și cu dictul la Mensana incorpore sano. Păi, minte, dacă tot ai vorbit despre acest aspect, aș vrea să luăm știrea ca să se înțeleagă, da, despre ce vorbim și apoi revenim. Fumător înrăit și lipsit de vreo inclinație sportivă, după cum se poate observa, Ludovic Orban a luat un câine de lesă. Sperăm că nu l-am promutat și pe acela de la Gruna de Post, la cum trage să fugă, și a ieșit în parc alături de consilierul său sportiv, zic ei. Luați-o la dreapta, luați-o la stânga. Și la dreapta, și la stânga, și la dreapta, și la stânga. Atât de obișnuit este liberalul Orban cu joggingul, încât după 10 metri de alergare pentru filmare, abia putea să-și țină sub control respirația. După ăștia, de ce alergă după noi? Nu după noi, alergă după voinic. După voinic? El îl vreau. Aha. Și eu după el îl vreau. Hai, câte doi, câte doi, hai, hai, hai mai repede. Liberalul Ludovic Orban are și un dicton, Mensana in corpore sano, așa o fi, dar nu când ești fumător înrăit ca domnia sa. Așa, am văzut materialul, acum să înțelegem, da, știi cum e, luăm la disecat. Promova ce? Sportul pe care nu-l face, cum spuneai tu, da? Da, oricum, clipul e o tâmpenie de la cap la coadă. Și cățelul nu era... Deci, oricine faci, nu știu aici la facultate dacă se fac la jurnalist, habar n-am, dar eu la mine la facultate unde am făcut așa, noi analizam... clipurile publicitare, de promovare, așa, erau acele elemente de propagandă, de persoasiune, de manipulare, așa, fiecare luat pe bucățele se analiza. E, și eu având deja un exercițiu în sensul ăsta, normal că primul lucru care mi-a atras atenția în treaba asta este burta domnului Orban, care este, n-are nicio legătură cu un om cu o constituție sportivă și atletică. Deci, așa, unu, doi. Domnul Orban este îmbrăcat într-un training în care un om, un român normal care aleargă sau care face sport nu se îmbracă, poate doar în cadrul competițiilor pe care la care participă și dacă face sport de performanță. Trei, câinele respectiv care trăgea dreapta și era clar că acel câine nu-i aparținea și ori l-a luat de pe la vreun adăpost, l-a împrumutat cu lesă cu tot și acum când s-a văzut liber ăla voia să sotulească de tot îl așa și mie îmi vine greu să cred că domnul Orban este iubitor de câini, deci mie nu mi-este genul ăla să-l văd cu câini, cu toate că dumnealui se pozează, am văzut așa, dar și comentariile la clipul pe care l-a postat a fost la un moment dat unul genial care mi-a plăcut, i-a scris un fan, i-a zis, domnule, într-adevăr sportul vă ajută să fugiți din partid. Păi, așa, asta se pregătește poate pentru ceva. Deci, cred că asta este explicația, că alta nu-mi dau seama. Și plus de asta se vede foarte clar că omul filmează 10 metri, alergă și suflă de zici că a alergat 10 km. Adică oricine știe că primul lucru pe care îl înveți când faci sport este să respiri. Că dacă nu respiri, începi ori amețești, ori te apucă greața, ori sunt diverse... Și în momentul în care înveți să respiri, cum trebuie, adică când face acțiunea, așa, și când termină acțiunea, expiri. Toată lumea știe, ori domnul, e clar că nu are cum, nu știe să respire. Ei zic că e un lucru foarte ușor ăsta, că te naști cu el, dar nu e, măcar, nu e chiar atât de ușor să știi să respiri când trebuie și mai ales când faci sport. Iar oricine a fumat, nu știu dacă tu ai fost fumătoare, dar cred că nu ai fost așa, eu am fost. Am fumat vreo, în fine, așa, o perioadă bună de timp și nu sunt foarte mândră de treaba asta.
În ciuda faptului că eu practicam un sport înainte, e bine, nu mai puteam să-l mai practic în timp ce fumam, pentru că automat ai și nevoie de o cantitate mult mai mare de aer în momentul în care practici un sport susținut și... Mai mult decât atât, starea, tutunul îți dă și o stare din asta așa de letargie, adică efectiv nu prea mai ai tu chef de sport, ești așa... Mai leneș. Da, 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 exact, adică cafeaua și țigara este chiar singurul sport pe care mai poți să-l practici în tandem, așa, iar domnul Orban... Nu, dar văd că exact cum spuneai și tu, cum făcea Alina Gorghiu, așa face și el, își alege, nu știu, niște da, materiale... Da, au făcut-o de râs cu filmul respectiv ciocănind la ușă copilul. Lui, îți dai seama de cât de distrus să fii odată să faci clipul ăsta, să te duci să ciocăni, deci tu n-ai fost în stare să insufli încredere unui copil, pe de o parte, și tu vrei să te aleagă, să te aleagă o țară întreagă. Nu mai dădeai când ai văzut că acel copil nu-ți da, deschide ușa. Și doi, tu mai și postezi, adică, băi frate, înțeleg, ai fost prost, ți-a luat Dumnezeu mințile, sau eu mai știu, ai avut așa, știi, o cădere, știi, temporară. Dar totuși, adică, să, soția așa, știi, eu știu că și în prostie trebuie să pui suflet, dar mai ho, adică mai te mai oprești. Știi, te mai oprești la un moment dat, nu trebuie să insiști, că ne-ai convins, gata. Dar oricum, ideea este că dacă are un consilier, domnul Orban, cred că de urgență trebuie să-l schimbe, sau nu știu, nu știu ce se întâmplă. O să renunțe. Ori, eu cred că este plătit de concurență, sincer, că dacă e plătit de concurență, își face treaba remarcabil. Perfect. Deci a reușit într-un timp atât de... Nu se putea. Vorbesc serios, deci eu în locul celor de la concurență l-aș contacta urgent. Spune, lucrez pentru noi, dar azi ești prea bun. Îți mai dăm un bonus, mai da, deci, n-ai să vedeți. Luiza, mai avem un material GPS-ul Battle Vina. Aș vrea să vedem despre ce este vorba și de asemenea revenim să-l discutăm. Doi cetățeni străini care vroiau să ajungă la vârful Omu și după ce s-au rătăcit, au nimerit pe Valea Costilei, acolo unde GPS-ul lor le-a arătat traseul. Salvamontiștii din Bușteni erau în patrulare și i-au găsit. Norvegienii erau echipați de oraș și nu aveau antrenament. Ei au fost coborâți după mai bine de 3 ore de eforturi. Salvamontiștii din Bușteni au intervenit și în zona vârfului Caraiman, unde un bărbat și-a luxat glezna. După acordarea primului ajutor, acesta a fost coborât cu snowmobilul. Iată că și GPS-ul dă eroare, da? A, păi da, de tot timpul. Mie mi s-a întâmplat odată, apropo. Dar vezi, în cazul de față au avut noroc acești turiști, că s-au întâmplat cazuri în care... Păi, au noroc pentru finalul că sunt serviciile noastre de salvamont și de jandarmerie, sunt foarte bine puse la punct în zona aia. Știu că a și existat un protocol care, cred că anul trecut, dacă nu mă înșel, s-a perfectat între STS, jandarmerie, salvamont și nu mai știu ce serviciu era. Tot așa, în orice zonă s-ar afla, există niște relee, niște chestii care îi pot localiza, pentru că turiștii ăștia, eu nu înțeleg, sincer, eu n-am înțeles niciodată de ce oamenii insistă să-și facă rău. Asta este o tendință suicidară pe care noi, oamenii în general, o au, dar nici măcar nu și-o explică. Eu o numesc distracție. Fraților, este distracție când nu pune viața nimănui în pericol sau, să zicem, nu aduce vreun prejudiciu din punct de vedere profesional cuiva. Dar tu să te aventurezi ca un cretin fără echipament, că ăștia nu sunt îmbrăcați adecvat și nici măcar locului, nici măcar anotimpului, nici măcar, și nici măcar nu sunt români. Adică da. Ei spun, domnule, românii sunt așa, românii sunt pe dincolo. Pe bune? Păi ia, despre voi cam ce ne puteți spune în cazul ăsta? Că ăștia sunt, nu știu ce erau, norvegieni. Norvegieni. A, așa. Și culmea este că ei vin și dintr-o țară unde exact. E învățați cu frigul și cu toate astea. Și tu vii îmbrăcat în halul ăsta. Adică, și nu este prima dată când cei de la Salvamont și nu numai se confruntă cu situații de genul ăsta, ba chiar și în timpul verii. Așa zici turiști, pentru că ăștia nu sunt turiști, ăștia sunt niște pițiponci de oraș care se urcă în niște mașini de oraș, neechipate cum trebuie, se duc într-o zonă de munte unde, odată că rămân blocați sau rămân fără provizii pe vârf de munte, neîmbrăcați adecvat, nenimic, sunt mușcați de vipere și, dom'le, cine este de vină? Păi, vipera. Nu, dar te întreb eu acum pe tine, păi cine voia ai să se gândească la viața ta și la siguranța ta? Vipera, vorba ta? Sau salvamontul? Nu!
că Salvamontul nu și-a propus dimineața, domnule, astăzi mă voi doi tâmpiți de orașul nu știu care, vor veni în șlapi și în pantaloni scurți să viziteze zona Iezer Păpușa, așa unde vor fi mușcați de niște vipere. Oamenii s-au dus frumos liniștiți ca în oricare altă zi, să așteptau să aibă evenimente, că asta le este munca, dar totuși, pentru a nu știu câta oară, după ce se tot repetă, domnule, nu mai veniți la munte, fără aia, respectați traseele turistice, faceți aia, ei continuă să facă aceeași greșeală. Eu înțeleg că repetiția e mama învățării, dar în același timp se numește și prostie să faci același lucru și să aștepți rezultate diferite. Deci nu ai cum să te comporți, mai ales dacă ai și o anumită vârstă. Hai, dacă ești copil, mai înțeleg că da, ești trădă cu părinții tăi. Dar să te duci în condițiile astea așa, scuză-mă, dar asta se numește cel puțin prostie, dacă nu inconștiență, și iar eu i-aș amenda. Este exact aceeași situație cum a fost aceea de la mare, dacă îți mai amintești tu, când mama respectivă a ignorat toate semnalele salvamarului și s-a dus cu copilul în larg și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Băi, ești cu capul? Pe cum să faci așa ceva? Pe dacă tu îi pui în pericol viața copilului tău sau pata, păi cine vrei să se gândească la el? Să se gândească altcineva străin? Păi nu judeci logic, adică e o chestie care până la urmă trebuie să vină dintr-un bun simț interior pe care să-l aibă fiecare, dar se pare că, nu știu, ori s-a pierdut, ori n-a fost, ori nu știu care e explicația, sincer acum. Adică nu înțeleg, eu n-am copii, dar totuși mă gândesc că, dom'le, în primul rând te gândești la siguranța ta, dar mintea copilului tău, adică cum să-l pui tu ca părinte în pericol? Păi și atunci la ce te mai miri, că îți vine acasă bătut sau că îți vine acasă jefuit sau eu mai știu cum în ce alte situații, dacă tu ești primul care îl expui pericolului? Că nu mă gândesc eu că, vai de mine, pentru el ar fi un fel de curs din ăsta de supraviețuire, că vrea să-l expună unor situații diferite ca să vadă cum reacționează și să-l călească. Hai, lăsați-mă cu asta, asta e prostia părintelui. Tocmai de asta nici n-ar trebui să-i lași pe tot să facă, să nască, în general, să se multiplice. Ar trebui să existe acolo, știi, niște reguli acolo. Exact, niște reguli în funcție de gene, în funcție de materialul genetic pe care să-l promoveze, pentru că nu toți sunt părinți. De-aia se și întâmplă în lumea asta ce se întâmplă, copii abuzați în toate felurile. Luiza, avem un material care, de care îți place ție foarte tare. Ia, sacare, cu drumuri. Cu drumurile, desigur. Nu-mi place, dar n-am încotro. N-am încotro, să știi că suntem victimele propriului nostru succes, ca să spun așa. După ce am demarat această campanie, foarte mulți oameni ne-au văzut așa ca pe un colac de salvare și ne trimit tot felul de filmulețe și ne cheamă, veniți să vedeți cum e și la noi, cum e așa. Dom'le, noi facem tot posibilul. Chiar avem toată disponibilitatea pentru chestia asta, dar hai să-i sculăm și pe aia de la Consiliul Județean, că e acolo un somn, zici că e frumoasă, adormită, s-a înțepat în fus, nu știu ce, nu știu cine trebuie să-i pupe și unde, așa, ca să-i scoale și pe ei, pe sistemul s-a sculat, Maian, Bădica, Traian. Traian, hai să vedem material despre șefii județului care sunt gropare drumurilor și apoi revenim. Alte două drumuri județene care brăzdează Argeșul sunt atât de distruse, încât te întreb dacă avem vreun drum județean ca lumea pe undeva. Ne referim acum la drumul județean 704C, Radu Negru, Vrănești, Udeni, Catanele, care se continuă cu drumul județean 702G, Catanele, Oargea, spre autostradă. De mai bine de 30 de ani n-au mai văzut asfalt pe ele, ci doar niște cârpeli din acelea cum ne plac nouă românilor. Groapă, 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 lângă groapă, oare cât a mai dura? Groapă, 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 lângă groapă, până când ora struba? Groapă, 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 lângă groapă, oare cât a mai dura? Groapă, 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 lângă groapă, până când ora struba? Românii se pricep atât de bine la ritualurile de înmormântare, încât s-au gândit că acolo unde e groapă trebuie să fie și o cruce. Zis și făcut. Veți găsi semnalizate câteva gropi de pe drumul dinspre autostradă spre Oargea cu câte o cruce metalică. Doamne, gropile, salvează mașinile, salvează-mi eu și bani, că n-am bani să bagă-i. Autoritățile județene, ca de obicei, stau pe marginea altor gropi, acolo unde ocupanții sunt liniștiți. Așa că, dragi șoferi, dacă vreți să vi se dea atenție, faceți în așa fel încât să treceți la cele veșnice. Fac șefii județului niște pomeni senzaționale aici, în Argeș.
Mergem și noi la Pomana? Păi trebuie să mergem... Păi nu, nu, joi, o să fie... Joi chiar o să fie o pomană la Brătieni, că aduc rămășițele... nu știu, da. Da, în fine, uneia dintre descendenții familiei Brătianu. Și, într-adevăr, noi chiar la pomeni și la bocit și la astea suntem neîntrecuți. Adică, cred că putem să facem și un manual cum să bocești în patru limbi străine. Deci, cu succes, știi cum, Doamne, cred că o să primim niște contracte. Toate cele obiceiuri, că e bine să faci da, așa, nu cu pomneți, cu așa, tot, adică... cu dimineți, cu căra de apă, cu tot ce vrei tu. Deci, avem put la punct toată logistica necesară și toată teoria o avem foarte bine pusă la punct, ba chiar și practica cu morții. Dar cu vii stăm mai prost. Păi ăștia, nu știu de ce, dar nu-i suportăm de nicio culoare. Nu, ce vezi, mă, aveți nevoie de drumul? Cea? Deci dacă vrei într-adevăr la noi în Argeș, și cred că nu numai, dacă vrei într-adevăr să ți se dea atenție, trebuie să mori. Adică erau la un moment dat, deci tu acela, du-te la o știre pentru țară, mori și îți va fi mormântul coronat cu flori sau vine sindicatul cu un buchet de flori. Adaptată așa vremurilor, da? Așa și în cazul ăsta, deci dacă vreți într-adevăr drumuri bune, măcar așa faceți și voi câte un sacrificiu uman, dați-i gropii pe câte unul. Au fost într-adevăr situații când gropile și-au luat obolul așa, dar cu toate astea se pare că nu reușesc să-i convingă pe șefii județului că totuși avem probleme cu drumurile. Iar drumul respectiv este așa de când îl știu eu, din copilărie, tocmai de asta mă simt ca acasă acolo și zici că nici n-am plecat. Și nici n-a trecut timpul. Da, și nici n-a trecut timpul. Deci pur și simplu este identic. Atâta doar că atunci, într-adevăr, gropile erau puțin mai mititele, dar în timp au avut cum și groapa crește, tot ce vrei, au trecut ani. Da, corect, așa este. Și groapa crește. Vorba aia a ajuns la majorat. Nu, corect. De fapt, că a trecut majoratul și chiar citeam că astăzi este o ședință, dacă nu mă înșel, ordinară la Consiliul Județean. Și sunt drumul, acelea lunare, probabil. Nu, dar drumul respectiv 704C, din câte am înțeles, vor să-l dea în administrarea primăriei din Călinești. Ceea ce în mod normal ar fi un lucru bun dacă primarul s-ar ocupa de treaba asta, dar primarul are alte preocupări pe acolo, el am înțeles că a devenit tătic în ultima vreme, deci îți dai seama acum ce să mai facă, ce timp să mai aibă când îi plânge copilul, vorba aia cu o mână leagănă copilul, taci cu tata și cu aia semnează de astea cu mapa. Drumul, asfaltăm, da așa, asfaltăm 704C sau nu? Și versuri. Da, exact, deci îți dai seama, omul acum este ocupat. Și el acum, ce să facă mai întâi? Să-și facă și el casa, să facă drumul, vorba ta, să-ți facă copii. Familia. Da, să-ți crești copilul, ce pot. Și normal, ale să crească ceva, casa și copilul, că sunt ale lui. Nu, că primul rând așa te gândești. Tu știi cum e când vine cineva în funcție, care e prima grijă? Da, nu, dar ți-am spus, eu n-am înțeles niciodată și nici nu o să înțeleg vreodată de ce nu se poate și la noi omul potrivit la locul potrivit. Eu asta nu pot să o înțeleg. Eu înțeleg că sunt oameni care, să zicem, ajung în anumite, să facă anumite munci, cu toate că nu s-au pregătit pentru chestia aia, știi? Dar au aptitudini și talentul. Începe la toate. Da, vocea și talentul, uite, te recomandă să rămâi în postura respectivă. Însă, dacă vezi că nu te pricepi, mă, dar de ce insiști? Lasă pe altul care poate chiar se pricepe. Dar și la Călinești este exact aceea situație ca și la Ștefănești și probabil în multe alte localități din județul ăsta al nostru și nu numai, unde găsim un om care vine în partidul nostru și îl punem acolo pentru că este cel mai obedient, pentru că dă cei mai mulți bani la partid, pentru că este finul nu știu cărui deputat, că ei așa fac și întăresc relațiile astea și șederea în funcție prin chestii de genul ăsta, prin rubedenii și nepotisme. Așa, și rămâne acolo până îi scoate cu picioarele înainte din primăria respectivă, deși el n-are absolut nicio calitate, în afară de singura lui calitate este că e finul nu știu cui sau băiatul nu știu cui sau așa. Și cu toate astea, lasă-l bă, că ăla e al nostru, ne aduce nu știu câte voturi. Păi frate, ți-aduce voturi, dar totuși gândește-te că și tu locuiești în orașul ăla și ne întrebăm de ce se adâncesc cazurile de depresie la noi sau bolile psihice și tot așa.
Păi mă, frate, fără să vrei, nu, dar nici măcar noi nu conștientizăm că, deci noi inconștient, ieșind din casă și dând cu ochii și cu nasul, de fiecare dată, de același peisaj dezolant, care aceiași oameni triști, aceiași haine urâte, că oamenii de la țară se îmbracă atât de trist, de zici că sunt într-un veșnic doliu, așa, și murdar, și prost, și cum vrei, automat și tu, oricât ai fi tu de bogat și stai pe un sac de bani și așa, chestia asta te afectează și pe tine, fără să vrei. Și atunci spui, dom'le, de ce sunt depresiv? Păi dacă tu nu găsești nimic, niciun scop în chestia, tu n-ai un scop în viață, cum vrei tu să ai o viață fericită? Cum vrei tu să vezi frumosul din jur dacă tu nu contribui la acel frumos din jur? Dimpotrivă, tu îi adâncești și gropile, și nefericirea, și depresia, și toate. Și atunci tu vii și îmi spui mie, vai, noi vrem ca românii să fie fericiți. Noi vrem, păi, singura soluție, dacă vrei pe repede înainte, este să le dai să fumeze ceva. Dar așa este interzis, îți dai seama. În rest, n-ai ce să le dai să facă, știi, până la urmă. Și asta cu gropile, eu stau și mă gândesc dacă domnul președinte al Consiliului Județean și vicepreședinții dumnealui dimineața măcar își fac așa un exercițiu din ăsta de conștiință. Dom'le, ia, ce-am făcut noi astăzi bun pentru județul ăsta, în afară de faptul că le-am mai adus niște morți și niște moaște aici. Deci hai să vedem ce-am făcut pentru viața ăstora care trăiesc. Ai uitat de flacără. Da, am uitat de flacără, mă scuzați, așa. Dar altă chestie ca să o facem să fie, să zicem că am făcut, știi? Că dacă vrei să te duci la biserică și dacă vrei să te plimbi prin județ, nu e nevoie să te duci cu flacăra după tine. Pur și simplu poți să te duci, că e șeful județului, nu cred că te întreabă cineva, bă, de ce te-ai dus la Bogați sau bă, de ce te-ai dus la Curtea de Argeș, nu te nene, închină-te. Păi dacă mergea la Bogați, n-aveam nici noi pe domn primar să-l vedem așa frumos. A, bine, domnul primar este absolut răvășitor. Așa că... Așa, dar la ținuta. Da, cu ținuta dumnealui. Evenimente ar fi trebuit să... de jandarm, care de fapt era de gardian de pușcărie. Sau ar fi trebuit să fie. Dar și de asta spun. Deci, oamenii ăștia nu se gândesc niciodată, băi frate, ce-am făcut eu pentru oamenii ăștia pe care eu trebuie să le administrez? Este ca într-o casă, știi? Și eu stau și mă gândesc cât am fost eu de bun față de cum am fost ieri. Uite, spre exemplu, mai este o altă chestie. La Ștefănești de curând s-a anulat un traseu definitiv de la Ștefănești blocuri de maxi-taxi până la Pitești. Pe nimeni n-a deranjat chestia asta. Ei se ascund, când au câte o chestie asta, se ascund în spatele legilor, știi? Ei se folosesc de aceste legi cum și când le convine lor. Dacă nu vor să facă un lucru, nu ne permite legea. Dacă vor să facă un lucru, am modificat un pic legea, am făcut-o, am dat-o pe după vișin, pe după așa, așa am... mermelit-o noi, știi, că așa e la noi chestia asta. E, dar aici, și mai ales că ei și stau în Ștefăneștiul ăsta, sau uite, în Călinești. Da, mașini, nu merg ei cu mijlocul de transport. Mă, dar și mașina aia, că, pana mea, eu știu că tu poți să-ți iei, îți permiți să-ți iei o altă mașină, da? Așa, dar amărășteanul ăla care are și el o ce are acolo, așa, că nu putem să spunem ce are el, știi, o Dacia, așa. Dar astăzi, mâine, poi mâine, tot trece prin aceeași groapă, trece prin aceeași groapă. Bă, dar nu te gândești până la urmă că el îți plătește ție, îți plătește o taxă de drum. Ce-i dai tu în schimbul acest grop? Păi asta e. Iar oamenii sunt atât de leneși. Dacă stau să mă gândesc câte materiale ai făcut până acum, nici nu mai știu numărul. Și stai să vezi câte mai ai de făcut. Da, păi, dar ți-am spus, deci oamenii tot timpul îmi trimit, au ajuns acum să-mi trimită și șoferii de maxi, taxi, săraci, că ei se duc, îți dai seama, prin toată țara, mai plimbă grupuri și așa. Și îmi trimit filmulețe, cum de altfel a fost și ăsta. Deci tot așa este trimis de un șofer de maxi, taxi, care tranzitează zona respectivă. Și mi-a spus, zice, băi, nu e posibil așa ceva, cum să pui, mă, cruce? Zic, păi, da, mă, v-a pus crucea drumului, e mesajul foarte clar, adică nu trebuie să ți-l interpretezi eu. Decât să ți-l las, tu pe ți-a pus cruce, pa, aleluia, vine popa-i face o slujbă scurtă că ne pricepem, ne place, aduce soborul, adică niște de astea. Păi chiar trebuie la o groapă, trebuie să fii mai mulți, nu doar unul. Da, pă, marginea gropii, îți dai seama, te simți puternic deasupra, te uiți în jos, adică niște de astea, știi? Și de asta spun. Nu, colivă, că ai văzut, nu-i da, place, cu colivă, cu astea, păi astea sunt ale noastre. Ai văzut, Luiza, ce înghesuială e la așa ceva? Da, normal, păi da, mă, morții sunt cei mai pașnici oameni, îi mai scuți din când în când la vot, dar nu te supără cu nimic, pă bune, stau acolo liniștiți în groapă, nu se supără că n-au pensii, nu se supără că au gropi, nu se supără că n-au asfalt, ca așa, nu, domne, morții sunt cei mai liniștiți, păi
cum să nu-ți fie mai mare dragul de ei? Ce ai tu cu oamenii aia? Ce să le reproșezi, nu? Le mai faci odată la nu știu cât timp câte o pomană? Păi vezi, de-aia cu vii. Ăștia vii sunt, dau din picioare, scuipă în jur, adică sunt obraznici. Vorbesc, nu, da. Ales. Adică plătesc taxe degeaba, adică chiar așa, deci bă, chiar sunteți obraznici să vreți ceva în schimbul taxelor lor. Că ia să te apuci tu acum și să nu-ți plătești rovineta din cauza că tu plătești un serviciu de care nu beneficiezi. Păi, să vezi cum imediat vine și te amendează și poliția și rarul și primăria și toată gașa. Cu toate aceste materiale, ar fi interesant să mergi la regia de drumuri sau care am se fost. Ocupă de... Că așa știi cum e, din birou când ai fost, s-a dat o listă întreagă de ce va da, urma toate să sunt în lucru, toate sunt în proiecte. Și când? Dar mai este și un alt aspect, să știi. Un drum nu are 500 de metri. Așa. Un drum are minim 5 km, să zicem, da? Și dacă tu mi-asfaltezi mie anul ăsta 2 km jumate și mai rămân 40 de kilometri, păi tu degeaba mi-ai asfaltat 2 km jumate, că dacă tu îi mai aloci bani drumul ăstuia peste 10 ani, automat și ăștia 2 km jumate se vor strica. Că tu niciodată nu o să ai bani să aloci pentru 40 și ceva de kilometri, tu aloci pe bucăți, da, la fiecare drum. Păi și atunci, la ce ai făcut chestia asta? Deci de ce faci lucrurile astea? Ca să ce? Ca să zici că ai făcut? Mai bine mai faci. Sau pur și simplu te duci frumos, iei un greder din ăla sau e, scoți tot asfaltul și mai bine îl lași așa. Efectiv, că măcar știi că e drum de pământ, bă, e, și vreți, ce pretenție să aveți? N-are asfalt, n-are nimic, adică îți mai rup și picioarele pe deasupra, știi? Total aiurea. Deci nu înțeleg de ce face... Și care ar fi? Păi nu au bani, că nu s-au alocat, că așa, că nu au... știi că vorbeam cu Edi atunci și spunea că au fost dinainte niște chestii pe care trebuie să le rezolve ei și trebuie să le achite. Au zis că fac cu stația aia de asfalt, nu știu ce, până la urmă n-au mai folosit-o, n-am înțeles de ce, așa că e scump, e mai scump, nu știu. În fine, deci eu n-am înțeles niciodată de ce trebuie să fie atât de scump un kilometru de asfalt. Nu am înțeles, pur și simplu. Deci este peste puterea mea de înțelegere. De ce trebuie... Uite, domnule, iau un pământ cu nisip, cu apă, cu nu știu ce, și să vedem cât ne costă pe noi, pur și simplu. Eu înțeleg că trebuie, că este la nu știu câta mână, comisionul nu știu care, să face licitația, să face ăla, trebuie să dai și lui, așa, așa, așa. Exact, așa, da. De-aia să ajunge la chestia asta. Dar dacă stai și te gândești și calculezi, da, în fine, ți-am spus, nici nu e bine să... Dar vezi de tine care ai fost, dacă nu greșesc, săptămâna trecută la Curtea de Argeș, da, unde ți-ai pus acolo... Da, am fost pe tot județul, da, cuiburile cu ouă, da, exact. Așa, și a venit o doamnă foarte... Au găsit și emoții, au pus crucea și gata. Păi, oricum altceva n-ai ce să faci decât haz de necaz până la urmă, că la asta ne pricepem cel mai bine, pentru că, păi, oricum îi doare undeva. Eu asta nu înțeleg. Băi, frate, cum e mă posibil? Este exact ca și când ar veni unul la tine la fereastră și te-ar înjura în fiecare zi și te-ar blestema și așa și tu să n-ai nicio reacție, să fii surd. Păi, cum, băi, de cum poți să stai acolo? Pur și simplu, deci, tu chiar când te duci acasă, tu te gândești așa vreun moment, bă, dar ia ce-am făcut eu astăzi pentru oamenii ăștia care mă plătesc cu 200 și ceva de milioane pe lună? Ce-am făcut eu? Că dacă tu, spre exemplu, vii la serviciu aici și nu-ți faci treaba, automat șeful tău se sesizează imediat și zice, păi stai așa că, uite, tu astăzi ai lipsit, da? Și nu ți-ai făcut treaba pe ea, că stai din salariu. Și așa ar fi normal, nu? Dar el, dacă se duce acolo, nu-l întreabă nimeni, pentru că el este președintele Consiliului sau el este prefectul sau el este ăla. Și nu-l întreabă nimeni, ia, câte de-astea ai soluționat tu? Știi că nu există acolo să fii plătit în funcție de performanță. Ceea ce, în mod normal, așa ar trebui să fie. Pentru că nu e despre prefectură, că tot ai adus-o în discuție, nici nu știu dacă mai știm cât ceva, pentru că înainte se făceau conferințe de presă săptămânal, acum Dumnezeu... Da, prefectul este ca nevasta lui Colombo, toți vorbesc de el, nimeni nu l-a văzut. Adică, efectiv, e așa, știi, e un zvon, pur și simplu. Domnul prefect are alte preocupări, cred că citește, nu știu, ori s-a dedat la cele sfinte, nu știu, să roagă, probabil, sau cine știe, se gândește să convertească la vreo altă religie și iese așa din lume, știi, se izolează. Cine știe, o fi levit în pădă asupra noastră. Și noi ne identificăm cu problemele județului. Nu are nicio treabă, oricum e dumnealui, este un
poet, e așa, este... El era foarte supărat. Nu ultima... că m-ai prins până la un anumit eveniment. Da, era ultima oară supărat că de ce ne-am luat dăvicele de la Ștefănești, că domnul prefect este direct interesat pentru că soția dumnealui are cabinet medical acolo în Ștefănești și fiind prieten normal, adică ce domnul ce aveți cu Mihalcea, că e bun pentru voturi, adică, păi stai-ne un pic, ce să facem acum, să-i mulțumim că nu are tendințe criminale, nu? Că l-a scăpat oricum cu pretextul ăsta, nu? Că e bun de adus voturi, adică ne scuzați. Ar fi și mai bun dacă s-ar face ceva în Ștefănești? Ar fi lumea, excelent! Dacă ar vedea că s-ar schimba ceva, măcar păi mai ales că... Și ești... domnule, aveți ce schimba acolo? Nu. Păi chiar zilele... Nu te votează dacă tu ai făcut ceva, adică... A, nu, stai liniștită, am fost zilele trecute acum că... Știi cum e, când ești ziarist, n-ai timp liber, cum s-a spune, nici când este liber, legal. Păi nu, unii spun din instituții că sunt director sau ciorfiei, de nu până vine, de la 8 la 4. A, da, tu ești da, jurnalist da, și da. Timpul liber, da, dai seama. Se poate una nu, dar oamenii ăștia n-au înțeles un lucru, că ei fiind plătiți din banii tăi, ai mei, ai lui, ai tuturor, așa, ei, în momentul în care eu te sun la ora 2 noaptea, tu trebuie să te ridici la ora 2 noaptea și să-mi răspunzi, fără să fii scandalizat că vai de mine, așa, pentru că tu ai o responsabilitate acolo, mai ales dacă ești șef de instituție. Și tu trebuie să-mi spui mie ce ai făcut cu banii și cu încrederea cu care eu te-am investit pe tine. Da? Și tu, dacă n-ai ce să-mi spui, tu te superi pe mine că zici că sunt eu rău și am ceva cu tine. Nu, n-am nimic personal cu tine. Eu am cu funcția pe care tu o deții și pe care tu alegi să o exerciți doar în folosul tău și al prietenilor tăi. Pe mine asta mă deranjează. Nu mă deranjează faptul, poți să stai perfect acolo toată viața, vorba aia, să pună praful pe tine, să te facă, te îmbălsămeze, nu mă deranjează. Dar atâta vreme cât lucrurile în instituție... Să cu praful. Da, exact, mai bine cineva cu pămătuful, colisilierul lui, mai șterge așa, știi, mai face mustăți cu aia, cu carioca, știi? Deci chiar nu mă deranjează. Poți să stai acolo cât vrei tu. Dar atâta vreme cât instituția merge bine și își face treaba. Uite, spre exemplu, singurul om din acea instituție a prefectului este subprefectul. Deci singurul. Și asta nu o spun pentru că, vezi, doamne, îl cunosc, și, dar omul ăla chiar se implică. Adică nu este, n-a fost odată să-l sune cineva și vreau să spun că sunt oameni care, cu care a lucrat înainte, care au fost subalterni și au o problemă, să zicem. Oamenii au telefonul dumnealui personal și la orice oră îl sună și spun, domnule, uite, ajută-ne, că nu ne, așa, ne-au certat, că ne-am dus la coadă, nu ne-a primit dosarul sau eu mai știu ce, că a lucrat și la pensie, a lucrat și la Arpechim. Deci omul ăla este la dispoziția tuturor. Păi ăla nu e tot om, mă. Ăla ce are, mă? Ăla cum poate? Puțin că, domnul prefect, știu că am avut noi un material și a trebuit să ne spună, nu știu, a fost o situație, un cod, dacă nu mă înșel. Da. Și spunea că nu are timp să spună atunci. Da, normal. Cum să n-ai timp să spui atunci? Da, dar nu, deci nu are... Dar ce... nu fapta ce contează informația, doamne ferește. N-are, mă, n-au nicio treabă. Da, n-au nicio treabă. Efectiv, oamenii ăștia nici măcar nu-și dau seama de ce sunt puși acolo și care este rolul lor până la urmă. Ca reprezentant al guvernului în teritoriu, că de fapt prefectul asta este, el este cel mai important om al județului, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Dar domnul Dragnea, eu înțeleg că l-au pus acolo pentru că era o gaură în instituție și bătea vântul și era cu regea, și zice, bă, pune și tu ceva acolo, zice, să nu mai bată vântul ăla, știi? Și l-a pus pe domnul Dragnea, că l-a găsit liber, mânca semințe, știi, pe canapea acolo. Și că puneți-l acolo, știi? Și de fapt eu înțeleg că și data ai fost așa luat din oală, nu știu ce, până păi te obișnuiești. Da, luat din oală atunci, acum au trecut atât timp, da? Nu, domnul prefect. Mai ales că a fost și subprefect, adică n-a venit așa... Păi și ce, crezi că a făcut ceva ca subprefect? Păi nu, ce s-a remarcat? Că a făcut... A intrat cumva așa într-un cont de umbră și... Păi hai să spun o chestie, știi de ce se... Nu mai nicio informație, nu mai știu ce se mai întâmplă acolo, adică totul e, cum spuneam, ora trecută cu jandarmeria. Până să vină domnul Lupescu, nici nu aveam idee. Păi să spun o chestie, este cel mai ușor așa, să știi. Este atât de ușor pentru că dacă tu păstrezi așa opacitatea asupra instituției, nu mai vine nici lumea să te mai enerveze cu întrebări. E refuzat de 2-3 ori că nu dai că nu vorbești cu ei, că nu așa, că n-ai ce să le spui, că nu știu. Trimiți un comunicat odată la nu știu. Are un consilier foarte, foarte mișto, să știi, ăsta, totuși, domnul prefect. Păi, dar pe care nu prea-l lasă. Exact, de care nu prea-l lasă. Acord, îți dai seama că n-a. Este un tip, vreau să spun, extraordinar, cu bun simț, istețel, adică chiar ar putea să-l folosească, să știi, pentru că băiatul ăla, să știi că eu, chiar este un tip care ar putea, știi, să-l ajute la treaba asta, dar nu-l lasă, că e normal. Adică, ce treci tu peste șeful? Despre Cătălin vorbești? Cum? Cătălin? Nu, Cătălin nu mai este, este Bălan, Bogdan Bălan îl cheamă.
Așa, care ți-am spus, e un băiat cu bun simț la locul lui și Cătălin, da, Cătălin am înțeles că a fost, na, în funcție, la vremuri noi, oameni noi, tot noi, de-astea, știi, chestiuni de genul ăsta. Dar, e foarte important ca să fie cineva care cunoaște foarte bine activitatea, pentru că, chiar cum spui tu, prefecții se schimbă, dar e foarte important ca cel care se ocupă de relația asta cu presa să cam fie același, deși știu că nu se poate chestia asta, că ai văzut, vine unul, pleacă altul, dar... Mă, acolo sunt păstrate, știi cum este, mai sunt anumiți oameni păstrați în funcție... în funcție de diverse... Și apoi știi cum e, așa? Nu cere nimeni bani să îi, nu știu, să-i promoveze activitățile pentru că sunt de interes public, adică în mod normal așa ar trebui să fie. Aș fi înțeles, e societatea privată, nu mă interesează ce faci acolo. Păi, gândește-te că atunci când a fost zăpada aceea de a căzut abundent, păi, cred că atunci l-am a avut comandament, știi? Și vreau să, m-am dus să vorbesc, să vorbesc cu dumnealui, chiar în live. Dom'le, spune-ne, se închid școlile, nu se închid, care e situația cu drumurile, cu nu știu ce. Bineînțeles că a spus că, pe lângă faptul că n-am putut să vorbesc cu dumnealui, că a stat într-o oarecare ședință până aproape să înceapă comandamentul respectiv și când a intrat, bineînțeles, a venit foarte ocupat ca să spună că, da, vom închide nu știu câte școli. Așa, și am spus, domnule, dar spune-ne și nouă să închid școlile, câte să închid. Deci a trebuit să vorbesc cu șeful inspectoratului școlar. Pentru că prefectul, care trebuia să fie cel care dădea veștile respective, el n-a fost de găsit. Nu știu care avea, avea oră la coafor, la manicură, nu știu la ce avea oră, dar se grăbea foarte rău. El era atât de ocupat ce n-am văzut. Deci nu erau importanți oamenii care așteptau de la el să audă, domnule, să închid școlile, câte se închid, pe unde se închid, sunt drumuri închise, ai făcut ceva, n-ai făcut, nu. Un prefect avea, nu știu, ți-am spus, cred că oră la coafor. Ca aia, dacă o pierzi, ai pus-o, cine știe, peste două săptămâni te mai reprogramează sau o lună. Vorbesc serios, eu știu ce înseamnă că, uite, înainte de Paști mă chinuie să ajung la salon și n-am reușit, am ratat toate programările. De asta spun. Deci, domnul prefect, sigur asta s-a întâmplat, altfel nu. Iar celălalt, președintele Consiliului Județean, de fiecare dată când te duci să vorbești cu dumnealui despre ceva, nu vorbește. Te trimite la nu știu cine. Deci dumnealui nu vorbește niciodată și n-am înțeles de ce. Dom'le, dar asumă-ți responsabilitatea, până la urmă asta ți este funcția. Stai un pic, te-am pus eu acolo. Tu ai vrut să fii? Ok, dacă asumă-ți. Ce vrei acum? Ce crezi că eu trebuie să vin să te cânt pe tine pentru că ai plimbat tu trei flăcări prin trei orașe și acum ai mai adus niște moaște? Ce trebuie să fac? Ok, am înțeles, ai activitate, dar asta nu e activitatea ta. Tu ai niște lucruri importante pe care trebuie să le rezolvi. N-au o vicepreședinte care se ocupă de partea asta culturală? Ba da, se ocupă de partea asta culturală. Zic, de ce se ocupă tot dumneavoastră? Păi asta spun, deci de ce nu lași pe fata aia să se ocupe de cultură până la urmă? Vicepreședinți. Unul da, pe exact. Cultură, Simona Brătulescu, exact, da? Și celălalt pe... Transport și nu mai știu. Oricum, domnul Mânzână este un om sincer, deci mie mi-e foarte drag să vorbesc cu omul ăla. Pe lângă faptul că este foarte isteț, foarte inteligent, nu te plictisești niciodată cu dumnealui și are, deci nu pleci de acolo până când nu rezolvă. Domnule, uite, vreau să-mi spui de ce așa. Ok, foarte bine, stai aici, îl chem pe respectiv. Uite, ia, explică-i tu. De ce, cum și în ce fel? Uite, asta, asta. Deci, domnule, ți-e mai mare dragul să vorbești cu omul ăla, sincer. Deci chiar ți-e mai mare drag. Omul ăla chiar, nu numai că își face meseria cum trebuie, dar te și respectă pe tine. Da, așa, din moment ce tu fugi de mine, păi înseamnă... Și tu de asemenea îți faci meseria. Că normal, că eu nu vin că n-am ce să fac acasă. Hai să mă duc eu puțin pe la prefectură sau pe la Consiliul Județean să mai aflu eu câte ceva. Da, normal, că așa pot să stau liniștit acasă, știi? Și mă apuc și scriu, de cum fac foarte mult din fața calculatorului, ia așa, ce am mai... Și după care măsuri, oh, păi da, este adevărat ce ai făcut. Nu este adevărat ce ai scris. De ce nu ne-ați sunat și pe noi? Păi, te-am sunat, dar nu erai. Știi cum e? Nu-mi răspuns la SMS. Eu îți scriu atât de des pe sistemul ăsta. Adică, pe bune, vii și-mi trimiți niște poze cu o flacără. Ai jucat o Hora Unirii nu știu pe unde, ai făcut nu știu ce, sau altă chestie. Atunci când a fost la Hora Unirii, știi, și la, a fost episodul acela cu domnul Ionică, de, s-a făcut, a devenit celebru, a depășit granițele județului, ca să zic așa, da, așa. Domnule, deci totuși nu domnul Ionică trebuia să fie ăla care să vorbească despre importanța acelui eveniment. Pentru că nu domnul Ionică era șeful județului, era președintele, era prefectul. Păi ei au fugit.
Și l-au lăsat pe Pietu Ionică, știi? Păi și atunci, scuză-mă, deci domnul Ionică nu este atât de condamnat, că stai să mă l-au luat ca din oală ziariște, știi? E de înțeles acum că omul, da, n-a mai făcut legătura, știi? Așa. Dar tu, de ce ai fugit? Trebuie să luăm pauză, de fapt, cam asta este emisiunea de astăzi. Luisa, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Ne vedem miercurea viitoare, pentru că iată, avem ce aduna acum. Am început, nu știu, au început activitatea, dacă are activitatea. Sărbătorile au trecut, da? Știrile rămân. Mulțumesc tare mult, Luisa. Doamnelor și domnilor, Breaking the News se încheie aici. Vă dau întâlnire la ora 15 la Agromania. Pe curând!